Maratonul de educație antreprenorială se desfășoară în premieră națională la Brăila. Sunt Nicolas Cațianis, actor, trainer pentru adolescenți în cadrul atelierului de teatru Cireșari și voi fi moderatorul evenimentului de astăzi. Bun! Sunteți bine? Perfect! Maratonul de educație antreprenorială este un proiect inițiat de Asociația Națională a Antreprenorilor, ANAA, împreună cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF. Aplauze pentru CONAF! Așa! Și Wingate Project, în parteneria cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Primăria Municipiului Brăila, cărora le mulțumim pentru deschiderea și sprijinul constant pentru proiectele CONAF. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin reprezintă interesele a mii de antreprenori și antreprenoare, peste 3200 de companii mari și mici. Două federații, 10 patronate, 21 de sucursale și 5 asociații aderă la inițiativele și acțiunile Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF. Suntem la prima ediție a Maratonului de Educație Antreprenorială, maraton ce a debutat în data de 12 ianuarie 2023, adică în acest an, prin desfășurarea de către antreprenori locali a orelor de educație antreprenorială în cadrul liceelor brăilene. Cu acest prilej, elevii au fost invitați să participe la concursul de planuri de afaceri, al cărui rezultat îl vom vedea astăzi. De ce la Brăila? Sau mai bine spus, de ce în premieră la Brăila? Bun, pentru că, uitându-ne pe statistica ultimilor 7 ani, am constatat că județul Brăila se situează în primele 3 locuri în clasamentul național la evaluarea națională de la finalul clasei a 8-a, ocupând 5 ani la rând primul loc. Vă rog să vă aplaudați! Bravo! Și pentru că în ultimii 5 ani Brăila a fost în primele 4 locuri la nivel național ca procent al promovabilității la bacalaureat, toate acestea au creat contextul optim pentru concursul desfășurat astăzi. O piatră aruncată în ocean nu face valuri. Dar dacă fiecare dintre noi caută una pe care o putem ridica și ne unim eforturile, putem declanșa un val al schimbării. Spunem asta pentru că proiectul maratonului urmează să fie implementat și în alte județe, după exemplul Brăilei, și pentru că ne-am propus să ne oprim la această primă... Și pentru că nu ne-am propus... Pentru că nu ne-am propus să ne oprim la această primă ediție. Tinerii sunt cei cărora le vom lăsa pe mână construcția societății de mâine și este datoria noastră să învățăm cum. Repede, cu încredere și curaj. Bun. Evenimentul este structurat în 3 paneluri. Introducerea din partea organizatorilor, speech-uri ale unor antreprenori cu notorietate națională, care fac parte din juriul concursului, urmate de prezentările planurilor de afaceri ale echipelor de liceeni concurente, iar în timpul deliberării juriului vom avea un panel de educație vocațională. Așadar, să începem! Hai! Vă rog să-i aplaudați și pe ei. Sunt colegii voștri. Mulțumim, mulțumim, așa. Excepțional, excepțional. Bun. Deschidem evenimentul invitând-o pe scenă pe președinta CONAF Brăila, cea care a avut inițiativa organizării maratonului de educație antreprenorială în premieră la Brăila, doamna Daniela Cireașă. Inițiativă și m-a ajutat să o și pun în aplicare, așa cum face de obicei cu ideile noastre trăznite. Orele de educație antreprenorială au debutat la Brăila anul trecut, imediat după ce am semnat în luna mai protocolul de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean. Și ideea maratonului, așa cum a spus și Nicolas mai devreme, dat fiind locurile fruntașe pe care elevii brăileni le-au tot obținut în ultimii 7 ani,
Și date fiind informațiile pe care le-am strâns de la ei, ideea asta cumva s-a născut firesc, de la sine. Și da, este primul maraton de educație antreprenorială din România. Și sunt mândră să vă împărtășesc faptul că după modelul Brăilei vor mai urma și alte sucursale CONAF din țară. Și-au anunțat intenția Buzău, Galați, Oradea, Argeș și sperăm cât mai multe sucursale. A, și mulțumesc, Cristina, și pentru faptul că nu m-ai întrebat nicio secundă ce vom face la acest eveniment și ai avut încredere în ce am gândit noi aici local. Am avut emoții la început că ăsta s-ar putea să fie un proiect mult prea ambițios pentru sucursala pe care o conduc și m-am gândit că decât să-l facem cu resurse umane și materiale limitate, mai bine să nu-l facem deloc. Dar ce credeți? Le-am vorbit cu atâta entuziasm colegelor mele din CONAF, încât întrebările lor au fost: cu ce putem să ajutăm? Ce putem face pentru maratonul acesta? Și uite așa, au început să curgă sponsorizările. Și sponsorizările sunt atât din partea antreprenorilor locali din Brăila, cât și antreprenorilor din București, Cluj, Oradea, Piatra Neamț. Asta spune multe despre familia CONAF pe care a creat-o Cristina Chiriac și puterea lui împreună. Da, a fost ideea mea, însă fără sprijinul colegilor mei din CONAF nu aș fi reușit niciodată să o duc la bun sfârșit. Așadar, îi mulțumesc Florentinei Savu, vicepreședinta CONAF Brăila și reprezentanta Solar Vați, pentru că... nu te vedeam. Pentru că, cu umorul specific, le-a vorbit, v-a vorbit vouă tuturor liceenilor despre ce înseamnă să-ți faci un CV corect și cum ar trebui să te prezinți la un interviu, atât din punctul de vedere al unui antreprenor, cât și a viitorului angajat. Îi mulțumesc și lui Florin Hahui, care astăzi nu este alături de noi. El reprezintă HHCepsin, polistiren.ro și v-a vorbit despre ce înseamnă membrii echipei și rolul fiecăruia. Îi mulțumesc Adinei Dogaru, vicepreședinta CONAF Galați. Adina a venit la ultima oră de la colegiul Perpesicius și ne-a luat fața la toți, pentru că a venit cu bomboane și pe lângă cele trei secrete ale succesului antreprenorial, de la bomboanele alea a scos în 5 minute vreo 20 de idei de afaceri. Noi ne-am chinuit câteva ore și n-am reușit asta. O să-ți furăm ideea. Bun. Despre ce v-am mai vorbit? Țineți minte? Despre ce înseamnă un plan de afaceri? La ce ar trebui să fiți atenți când sunteți la început de drum? Și ne-am bucurat de mult entuziasm din partea voastră, a liceenilor. Și uite că astăzi avem 8 echipe. Și am descoperit că, foarte bucuroasă, că v-ați făcut pagini pe Instagram pentru business-urile create prin planurile de afaceri și că identitatea vizuală, o să vedeți un pic mai târziu la care au lucrat ei pentru fiecare proiect în parte, e wow! Aceștia sunt copiii noștri și sunt foarte, foarte mândră de voi. Iar proiectele de afaceri, o să vă las să descoperiți de la ei cât sunt de bune. Și fluxul de informații a fost din ambele părți și noi am învățat de la voi, să știți. Ar trebui să fie o lecție pentru cei care au spus că vor participa cu proiecte și s-au pierdut undeva pe drum. Și de ce spun lecție? O să vedeți că astăzi, în afară de premiile 1, 2 și 3, am pregătit foarte, foarte multe surprize. Surprize care, până la urmă, sunt mult mai importante decât premiile, pentru că vă vor ajuta să vă formați ca viitori antreprenori sau intraprenori și sper eu vă vor ajuta să alegeți mai bine pentru voi ce vi se potrivește să faceți în viață. Deși nu am transformat asta într-un premiu, vă asigur pe toți cei care aveți proiecte cu o componentă digitală, online sau care implică resurse umane și care veți dori, sper din tot sufletul, să le puneți în aplicare,
Vă asigur de sprijinul meu necondiționat pentru conformitatea proiectelor voastre din punct de vedere al confidențialității și protecției datelor. Spun asta pentru că am văzut într-unul dintre proiecte conformitatea cu GDPR-ul. Wow, felicitări! Da. Nu o să ne oprim aici. Chiar mâine avem o oră de educație antreprenorială într-o școală din județ și vom veni ori de câte ori ne veți chema, fie voi, elevii, fie profesorii, fie directorii. Noi vom fi acolo cu informații din practică, pentru că noi știm, aveți informații teoretice de la profesori, dar considerăm că îmbinarea între teorie și practică este cheia succesului. Nu vreau să închei înainte de a le mulțumi antreprenorilor, autorităților publice, profesorilor coordonatori, mulțumesc, știu că ați avut mult de treabă, elevilor participanți la concurs și prietenilor, mulțumesc Steluța mult de tot, Steluța Cornea, care ne-au ajutat cu idei și cu implicare fizică în desfășurarea acestui maraton. Vă mulțumesc tuturor, vă urez succes și dacă aveți emoții să fie constructive. Mulțumesc! Mulțumim! O scurtă pauză publicitară. Ok, bun, e bine? Totul e bine? Hai că am umplut cât am putut. Bun. Maratonul de educație antreprenorială se adresează în primul rând elevilor, cu abilități antreprenoriale, profesorilor, dar și antreprenorilor care vor descoperi în adolescenții înscriși la concurs, angajații de mâine, dar mai ales competiția de mâine pe piața antreprenorială. Continuăm invitându-l pe scenă pe cel care a spus da din prima acestui proiect ambițios, domnul primar al municipiului Brăila, Marian Viorel Dragomir. Bună ziua! Era normal să spun. Mai multe lucruri. În primul rând, pentru că vine o echipă extraordinară și te provoacă ca în premieră la Brăila să fie primul eveniment de aceasta în vengură. Felicitări celor de la CONAF, Brăila și CONAF! Și apoi era vorba de mai multe lucruri. Despre unele nu o să vorbesc eu. Dar pot să vă felicit pentru rezultatele pe care le-ați obținut la toate competițiile naționale și internaționale care au contat pentru ca Brăila să fie aleasă ca gazda a primei ediții a acestui eveniment. Meritele sunt ale elevilor, profesorilor și părinților. Noi, primăria, avem o implicare mai mică aici. Rolul nostru este în alt domeniu. Și o să vă spunem doar atât, pentru că este vorba de un parteneriat. Nu este semnificativ că elevii se pot plimba în Brăila în timpul anului școlar și în afara anului școlar, astfel încât să-și cunoască orașul, să meargă la prieteni, la școală, să se distreze, la bibliotecă, la Teatrul Maria Filoti și acolo unde mai consideră ei ori de câte ori vor să se distreze. În schimb, este foarte important ca în anumite momente primăria să ofere burse elevilor, plecând de la cele sociale până la cele de merit, performanță și de studiu. E important și reprezintă, într-adevăr, unii ar spune o cheltuială. Eu nu văd o cheltuială, eu văd o investiție. Este investiția în fiecare elev. Apoi, în fiecare an, pe 6 decembrie, este dată fixă, stabilit, pe această scenă, în această sală, în această clădire extraordinară, vin cei mai extraordinari oameni, tineri, din municipiul Brăila. Și am spus oameni, nu am mai spus elevi. Intenționat am făcut-o. Pentru a ridica trofeele de excelență. Pentru că primăria și Consiliul Județean premiază cu sume consistente, până la 2000 de euro, cea mai mare, elevii care obțin locurile 1, 2 și 3 la olimpiadele desfășurate sub titulatura Ministerului Educației, naționale și internaționale. Apoi, unii ar spune că întâmplător sau nu, anul trecut, primăria municipiului Brăila a câștigat un trofeu oferit de Asociația Municipiilor din România, sub patronajul președintelui României, pentru sumele investite în școli. Bineînțeles că niciodată nu e suficient. Din acest motiv, anul acesta, alte școli sunt în renovare, anii viitori vor urma altele și de fiecare dată o să ne întrebăm când se va termina. Niciodată nu se va termina, pentru că acest proces trebuie să fie unul continuu și perpetu. Să modernizăm de fiecare dată.
Dar pentru că vorbim totuși despre antreprenori, o să vă spun că eu nu sunt antreprenor, pentru că aș fi incompatibil. Nu avem voie să fim și antreprenori și să lucrăm în administrație. În schimb, relația noastră cu antreprenori este în fiecare zi. Ea debutează pentru copiii de la învățământul dual. Acolo când vin unele societăți și spun avem nevoie de următoarele meserii A, B, C și cu D, și atunci ei susțin financiar o parte a școlarizării elevilor, noi o altă parte, inspectoratul se implică și în felul acesta avem învățământ dual pentru a pregăti meserii. Există cu siguranță și alte categorii de tineri, cei care vor să fie geniile și despre care se spune la un moment dat că vor pleca din Brăila. E rău, e bine, voi decideți aici. Dar dacă vor pleca din Brăila, cel mai important lucru este să nu uite că acest oraș, părinților, prietenilor, profesorilor, mai puțin și administrația la un moment dat, sunt cei care le-au oferit această șansă de a fi primii, de a fi buni. Și apoi decolează de la noi, își iau zborul și cuceresc lumea. Ăsta e adevărul. Sunt brăileni de succes peste tot în țară și în lume. De la ei avem o singură rugăminte. Când își aduc aminte de orașul lor, doar să ne vorbească de bine și când îl pot ajuta să o facă, indiferent cine e primar sau cine nu e primar, doar pentru orașul lor. Cu siguranță mai avem o interacțiune la primărie și cu mediul de afaceri. Licitațiile. Eternii constructori, mai buni, mai răi, care fug sau care nu fug de pe șantiere. Și cei de succes. Și aici intervine un lucru esențial pentru fiecare antreprenor și cei care vor urma ca și speaker la acest eveniment, or să vă vorbească despre seriozitate. Seriozitatea unui antreprenor atunci când câștigă la licitație o lucrare, pentru că nu se mai dau lucrările pe ochi frumoși, ci doar în sistemul electronic de achiziții publice, și semnează contractul să o și termine. Bineînțeles că în viață există și iluzii. Și la noi la fel. Și au fost unii care au venit, au semnat și au fugit de pe șantier sau s-au împiedicat. Și știți că mai avem unele lucrări prin oraș pe care nu le-au finalizat. Și atunci vine răsplata de la primărie. Răsplata lor se numește un certificat constatator negativ care ne va da dreptul nou să-i respingem la orice altă licitație care participă și a celorlalți din mediul public să le facă exact la fel. Știți chestia de seriozitate. Apoi mai este încă un lucru important pentru antreprenori. Modul în care se comportă cu proprii lor angajați și felul în care vorbesc cu oamenii. Și aici privim lucrurile din cele două perspective. Cea de angajat, pe care am avut-o și eu, cea prin care ești la un moment dat în conducerea unei societăți private, acolo unde am fost și eu, și cea omului de afaceri, n-am fost, despre care spun unii că trebuie să câștige bani, că profitul e mai presus de orice, că scopul lui este să adune bani în fiecare zi, mulți, și să plătească salarii mici, ar zice alții. Dar să știți că nu e așa întotdeauna. Vedeți, când a vorbit de bani, a căzut microfonul. Cel mai important lucru aici este relația dintre angajat și angajator. Și ea se bazează ca peste tot în viață pe seriozitate. De a plăti salariile la timp, de a acorda odihna cuvenită a angajatului și încă câteva lucruri. Respect și un mulțumesc atunci când are succes și își face treaba. Și angajatul are la rândul lui obligațiile lui, dar și drepturi. E un parteneriat frumos aici. Apoi, dacă tot este să mai vorbim despre mediul de afaceri, la o întâlnire pe care am avut-o în toamnă-iarnă, în sala oglinzilor, tot în această clădire, vorbeam despre profit și bani. Și spunea unii că societățile trebuie să câștige bani, să se capitalizeze și să se dezvolte. Și ce legătură are primăria, ar spune alții? Are una foarte mare. Cele mai importante venituri ale unor primării nu sunt din taxele și impozitele cetățenilor, pe casă, mașină, apartament sau ce mai doriți dumneavoastră. Cel mai mare venit al primăriei municipiului Brăila este din cota parte pe care o primim
din salariile tuturor angajaților care își desfășoară activitatea în municipiul Brăila. Pentru că o să vă zic un lucru simplu. Părinții voștri și voi când o să fiți angajați, o să primiți un fluturaș sau o să primiți online. Acolo e o rubrică urâtă tare de tot. E impozit. E impozitul pe salariu. Unii spun că e mare, alții spun că e mică, dar așa e peste tot. O cotă parte din acest impozit, nu una mare tare, una mai micuță așa, vine către fiecare primărie. Și de acolo noi ne finanțăm activitățile. Următoarea tranșă devenit foarte importantă pentru primărie este cota parte din TVA care vine pe anumite destinații suse, inclusiv pe abonamentele elevilor, dar n-are rost să detaliem acum. Și abia a treia este reprezentat de taxe și impozite locale. Și v-am făcut această paralelă pentru a vă spune un lucru simplu. Dacă societățile private prosperă, atunci și noi, administrația publică, prosperăm. Este simplu. Și aici e la fel. În rest, aș putea să mai vorbesc o oră, dar mai să mă întind maxim 10 minute, de asta am avut și un debit verbal foarte rapid. Vreau să vă provoc la următoarele chestiuni. În primul rând, această sală, această instituție, acest oraș va asigura întotdeauna întreaga deschidere și tot suportul pentru evenimente care sunt, să spunem așa, generate pentru a educa tinerii în viitor și a avea ocazia să asculte oameni din afaceri de succes. În al doilea rând, ori de câte ori aveți o idee, o provocare, care generează plus valoare pentru orașul nostru, suntem deschiși să vă primim. Mai un lucru important la final. Nu uitați, acela pe care l-am spus mai devreme. Indiferent dacă rămâneți aici sau plecați, întotdeauna să vorbiți frumos de orașul nostru. În final pot să vă spun așa. Indiferent dacă o să aveți în viața dumneavoastră o societate, o să conduceți societatea altora sau o să fiți pur și simplu angajați, un singur lucru să nu-l uitați niciodată. Seriozitatea și puterea de a merge mai departe și de a învinge orice greutăți. Mult succes! V-a fost dor de mine? Mă rog. Pe mine scena m-a învățat să aranjez toate lucrurile, să mă pun în lumină, dar mai ales viața am ales, m-a învățat să pun femeia în lumină. Și pentru că asta m-a învățat viața, o să urmeze niște doamne pe care trebuie să le pun în lumină. Stați să văd. Mă văd? Da? Cum? Mulțumesc. Știam. Bun, nu aici. Ne face plăcere să avem alături de noi și o invit pe scenă în calitate de organizator implicat activ și dedicat acestui proiect, pe doamna inspector școlar general, Elena Tudor. Dar ele au sporit. S-a spus încă de la început că suntem parteneri, că am spus da. Cum să nu spui da la un astfel de eveniment? Și aș completa că evenimentul acesta nu e singular. Încă din septembrie noi am început astfel de activități, aș spune eu, de dragul și pentru elevii noștri, copiii noștri, cum îmi place mie să le spun. Am început cu activități ce îi responsabilizează, activități ecologice. Am continuat cu educație prin teatru și iată, astăzi, educație antreprenorială. Încep prin a vă mulțumi tuturor pentru prezența astăzi aici, nu e puțin lucru. Suntem cu toții câștigători prin simplul fapt că ne aflăm aici. De asemenea, nu în ultimul rând, mulțumesc partenerilor care chiar nu sunt puțini la număr. Mă înclin în fața dumnealor pentru că au înțeles că împreună vom reuși. Ce? O lume mai bună pentru noi, pentru copiii noștri și de ce nu să continuăm împreună să sădim și să statornicim valorile în care credem cu toții.
adevăratele valori, eternele valori, și anume binele, frumosul, adevărul, și lista poate continua. Mulțumesc din suflet încă o dată că ne sunteți astăzi alături. Avem astăzi, așa cum spuneam, o echipă numeroasă pe care o veți vedea parte din ea derulându-se aici pe scenă, care a pus umărul la acest eveniment, care crede în copiii noștri, care consideră că e momentul sau că e încă un moment să le dăm o șansă pentru a merge mai departe, pentru a reuși în viață. Acești oameni care sunt astăzi umăr la umăr și care au înțeles, așa cum spunea Daniela Cireașă mai devreme, că da, reușita sau reușitele noastre sunt urmarea eforturilor personale, dar și a puterii lui împreună. Acești oameni, spuneam că vin din medii diferite, au ales drumuri diferite în viață și interesant este faptul că au reușit. De aceea, da, educația antreprenorială, vom continua cu educație financiară, vom continua cu educație juridică, toate încununate cu astfel de evenimente. Nu e doar ceea ce vedeți dumneavoastră, astăzi este apogeul unor evenimente care, așa cum spunea Dana Cireașă, se tot derulează din decembrie. Au fost oamenii aceștia, o echipă, repet, numeroasă, a mers echipa, deși ei și-au împărțit școlile, au mers prin școli, au derulat activități, iar ceea ce vedem noi astăzi, aici pe scenă, reprezintă apogeul. De asemenea, spuneam că acești oameni au pornit pe drumuri diferite, dar au reușit în viață. De aceea, aș sublinia faptul că numitorul comun, și foarte interesant lucrul ăsta, care ne-a adunat aici pe toți, e legat de bine. Binele pe care dorim să-l facem pentru comunitatea locală, pentru copiii noștri, pentru noi. Le mulțumesc încă o dată pentru eforturile lor, pentru că și-au rupt din timpul lor și pentru că au înțeles că educația nu se realizează numai în școală. Acest moment sau aceste momente, aceste evenimente, aceste activități reprezintă esența, și anume faptul că educația, fie ea formală, non-formală, trebuie să rămână o formă cu fond și nu o formă fără fond, așa cum spunea Maiorescu. Dragi copii aici prezenți, mi-aș dori să mergeți mai departe, voi sunteți eșantioane, reprezentanți, să mergeți în școli și să vorbiți de astfel de evenimente și cred că cel mai important lucru este să vă doriți să participați. Cu toții vrem în educație eficiență, ne dorim calitate, ne dorim creativitate. Picasso, de altfel, spunea la un moment dat că toți copiii se nasc creativi. Cea mai mare problemă este aceea cum îi facem să rămână așa. Ei bine, evenimentul din această seară și toate activitățile pe care noi le derulăm doar pentru copii și nu din alte motive sau din alte interese, își are astfel, un astfel de eveniment esența lui. Și esența, aici spune că e bine să nu ne lăsăm antreprenoriat, probabil că unii dintre dumneavoastră v-ați gândit așa cum spunea și domnul primar mai devreme și Dana Cireașă, bani mulți, afacere, wow, strălucire, miraj. Da, antreprenoriatul are mirajul lui ca viața însăși până la urmă. Esența însă este alta. Noi, Inspectoratul Școlar, pentru că reprezint astăzi Inspectoratul Școlar, în această perioadă ca inspector școlar general, am avut în vedere ca elemente de bază, susținând aceste activități, lucruri importante, aș spune eu, pe care vreau să le punctez, și anume, aceste evenimente scot în valoare faptul că avem nevoie de modele reale, mentori, încredere în sine, să învățăm să lucrăm în echipă și lucrurile pot continua, fair play, echilibru, creativitate și așa mai departe. Închei spunându-vă să avem cu toții o primăvară după dorință, cu și despre iubire. Aveți emoții? Da? Cine a spus da? Bun. Da, avem emoții, avem emoții. Bun, păi trebuie să aveți, pentru că acum începe show. Continuăm cu primul membru al juriului.
greu. Este doctor în economie, cu o vastă experiență în management, finanțe și antreprenoriat. A fost desemnat ambasador pentru educația și formarea profesională și mentor al antreprenoriatului feminin cu titluri onorifice acordate de către Comisia Europeană. Crede cu încăpățânare în România și în puterea lui împreună. O invit pe scenă pe fondatoarea Flor de Ie, președinta CONAF, doamna Cristina Chiriac. Să ne dea premiu, să ne dea premiu! Bună dimineața, Brăila! Sunt extrem de onorată. Nicolas, cred că va trebui să mă ajute. Așa, perfect, gata, m-am descurcat. Sunt extrem de onorată că sunt astăzi aici și vreau să vă felicit pe toți. Și aș vrea toți antreprenorii care sunt astăzi aici în sală să le dați un set de aplauze acelor tineri minunați. Dacă mă uit bine, cred că sunt vreo 200 sau 300 de elevi. Sunt extrem de onorată și inima mea face așa, chiar dacă nu se vede, pentru că am reușit ceea ce părea imposibil. În sensul că cu o sucursală nouă, aproape un an și jumătate, să fie lider la nivel național. Și asta este meritul celor care s-au implicat, este meritul antreprenorilor brăileni pe care vreau să-i felicit încă o dată și este meritul boardului CONAF Brăila. Mă înclin și vă mulțumesc! Nu mi-am făcut niciun fel de discurs, pentru că sunt imprevizibilă și, așa cum spunea Dana Cireașă, cam asta este, mă bazez după feeling. Pot să vă spun doar atât, că spun da, un da cumpătat, un da pe instinctual, atunci când simt că drumul pe care mergem este unul pe care se poate construi. Hai să vă întreb ceva. Cui place să facă bungee jumping? Da? Cui place adrenalina? A. Bun, deci șanse 50-50. De ce v-am întrebat lucrul acesta? Pentru că a fi antreprenor înseamnă să trăiești la maxim fiecare zi. Pentru mine, a fi antreprenor înseamnă că astăzi să fiu pe culmile Everestului și să mă simt ca un mic Dumnezeu. Doamne, am făcut, am câștigat, am dres și maxim 2 ore să fiu la 3000 de metri sub pământ și să mă dau cu capul de pământ. Și cu toate acestea perseverez să fac antreprenoriat de peste 25 de ani în România. Ce am reușit să construiesc în acest timp n-a fost neapărat să ridic un imperiu. Și mă bucur că l-avem pe Dragoș Petrescu astăzi alături de noi. El este un leu autentic care a construit astăzi un imperiu. Am reușit să construiesc un imperiu cu oameni valoroși. Și dacă vă uitați în jurul meu și o să stați suficient de mult în preajma acestei Confederații Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, o să descoperiți extrem de mulți oameni valoroși. Cu siguranță Dana Cireașă va povesti despre antreprenoriat, domnul primar v-a spus despre legătura dintre mediul de afaceri și administrația publică și dacă astăzi ne aflăm aici, ne aflăm datorită faptului că există un parteneriat semnat între Primăria Municipiului Brăila și CONAF și mulțumim pentru că dă crezare și susținere acestor tipuri de evenimente pe care noi le organizăm. Mai departe trebuie să vă spun că în 2019, când am bătut la poarta Ministerului Educației, și am bătut, nu odată, de multe ori, ca să implementăm în curricula școlară materia de educație antreprenorială, oamenii s-au uitat chiorâși la noi așa, unii mai de sus, unii mai de jos, au zis, femeile astea, ce faci acasă? Dar, mă rog, noi avem foarte multe lucruri de făcut acasă, dar ne-am dorit să implementăm educația antreprenorială pentru un singur motiv, că trebuie să ai habar ce vrei să faci cu viața ta. Nu e vorba că trebuie să fim toți antreprenori. Nu, nici pe departe. Dar trebuie să descoperim vocația.
Și povestea Nicolas Cațianis puțin mai devreme, că eu îi mulțumesc, e un tip fantastic și rezonez extrem de mult cu tipul lui de personalitate. Unde ești, Nicolas? Așa. Ai venit? Așa! Că antreprenoriatul este o soluție pentru cei care își doresc să fie independenți, pentru acei jumătate dintre voi care ați ridicat mâna, că vă place adrenalina. Pentru ceilalți, probabil există alte soluții. Nu o să mă lungesc, pentru că cu siguranță abia aștept să văd și să dezbatem împreună planurile de afaceri care, by the way, m-au uimit, mi-au plăcut enorm și m-am gândit, mamă, ce tari sunt copiii ăștia, pentru că eu când eram în liceu, n-am avut, frate, niciun prof de antreprenoriat, n-a venit niciun antreprenor, nu de alta, dar nu existau pe vremea aceea, prin 88-89, să ne spună nouă ce înseamnă antreprenoriatul. Când a fost să dau la facultate, m-am dus să o întreb pe mama, mama a întrebat-o pe vecina, vecina a zis, stai să citești eu vreo două cărți, să vedem și așa mai departe. Și uite, așa am făcut ASE. După care am zis că stai că nu este chiar cea mai bună soluție, am făcut și științe juridice, după care am ajuns în industria creativă, pe la vreo 40 de ani. Deci nu ardeți etapele acestea, nu le, mai bine știți din prima ce vreți să faceți și nu trebuie să o mai întrebați pe mama sau pe vecina sau pe nu știu cine ce vreți să faceți în viața asta. Găsiți voi soluția. Ce vreau să vă mai spun? Două lucruri care mi s-au părut mie extrem de importante și pe care vreau să le împărtășesc cu voi și pe care vreau să le fac aici auzite în premieră. 1. După ce toate demersurile făcute de către antreprenorii brăileni s-au văzut la nivel național, am primit un telefon de la Marta Ușurelu, care este fondatoarea revistei Biz în România, este cea mai tare revistă de business din România, dacă nu ați auzit încă de ei, dați un Google search și o să vedeți ceea ce fac ei, că sunt fenomenal și mai mult decât atât rezistă pe piață de vreo 25 de ani. Și mi-au scris, băi, fata asta, fetele astea ale tale de la Brăila fac o treabă extraordinară. Și am zis, da, mă, așa e. Și nu vrei să aducem și noi super antreprenorii la Brăila? Și am zis, bă, da, normal, cum să nu? Nu vreți? Nu știți ce e super antreprenori. Vă spun eu, este un eveniment la care vin cei mai tari antreprenori din România să vorbească despre provocările pe care le-au avut în viața lor de antreprenor. În consecință, anul acesta, în premieră, anunț aici pe scena Teatrului Maria Filotti că super antreprenor va ajunge la Brăila. Și mai mult decât atât, vă spun că cel care va lua marele premiu în seara aceasta sau astăzi, la finalul zilei de astăzi, va fi speaker în cadrul acestui eveniment super antreprenori. Mai am o surpriză, tot săptămâna aceasta coaptă, despre care nici măcar Dana Cirașă nu știe, dar să nu plângi, plângi la final, da? Bun, pentru că avem extrem de multe companii membre în CONAF care sunt pe zona aceasta implicate, pe zona de educație, și pentru că le-am povestit că luni, adică astăzi, o să ajung la Brăila, pentru că există acest maraton de antreprenoriat de care suntem extrem de mândri, mi-au zis, păi și ce faci acolo? Păi ce să facem? Premiem niște elevi pentru a le susține și financiar, nu doar prin recunoștință, partea aceasta de promovare a antreprenoriatului, business-ul la început de drum. Și Microsoft, că despre ei este vorba, mi-au zis, și nu vrei și niște bani? Și am zis, pă bune, cum adică nu vreau și niște bani? Și au zis, păi hai să facem așa, maratonul acesta de antreprenoriat să fie la nivel național, să-l duceți în mai multe județe și să fie și un pitch la nivel național, astfel încât cei care vor ajunge la nivel național să poată să fie finanțați direct de Microsoft. Și au zis, wow, cum să nu vreau? Ba vreau! În consecință, vă anunț că cei care se vor califica astăzi vor merge în etapa națională, acolo unde va fi un buget de premiere de 15.000 de euro pentru cei care vor lua vor ocupa primele 10 locuri. Și gata, am zis și vă mulțumesc! Să tot fie antreprenor! Bun! Mergem mai departe. Mulțumim, Cristina! Un membru al juriului cu notorietate națională pe care copiii l-au așteptat încă de când au aflat despre organizarea maratonului de educație antreprenorială. Deținător City Grill și secretar general al organizației patronale a hotelurilor și restaurantelor Hora, am plăcerea să-l invit pe scenă pe domnul Dragoș Petrescu.
Dragoș Petrescu! Exact. Nu știu dacă se aude, dar de obicei se aude. Deci, antreprenorii sunt coloana vertebrală a oricărei economii. România are nevoie de voi, are nevoie de engagementul ăsta, de curajul de a face un pas înainte, de a dori să fiți voi pe picioarele voastre. Pentru că ce îl motivează pe un antreprenor să fie antreprenor? Pe un tânăr să fie antreprenor? Să nu fie angajat. Să poată să aibă banii lui, să poată să-și pună ideile lui în aplicare. Ceea ce este fabulos. Fabulos. Și noi la Romanian Business Leaders avem această viziune de a pune umărul să construim o Românie în care voi și copiii voștri să fiți mândri să trăiască. Și încet, încet o construim. Avem un studiu, se numește Pulsez, și am să o rog pe Cristina și pe Daniela, pe care o le felicit din toată inima că au această inițiativă de a vă aduna aici, de a crește, cum să spun eu, această promovare a ideii că este bine să ai curaj să fii antreprenor. Pe vremea mea, să fii antreprenor era o rușine. Toți părinții noștri, ai mei, Dragoș, ia și tu o slujbă undeva serios, undeva într-un service auto, să fii și tu angajat undeva, să iei un salariu în fiecare lună, nu să fii bișnițar. Ăsta era, să zic, denumirea, nickname-ul unui antreprenor. Astăzi, și asta am analizat în studiu Pulsez, pe care îl facem la Vreau să fiu antreprenor, unul din proiectele Romanian Business Leaders, 66% din tinerii până 24 de ani își doresc să fie antreprenori. Și 16% dintre voi își doresc să fie antreprenori anul viitor. Adică este extraordinar. Faptul că voi aveți încredere în a putea fi independent, în a spune ideea ta în practică, este extraordinar și vă încurajez să faceți asta. Și îmi vine întotdeauna în minte cum am plecat eu. De la nimic, 0000. De la vândut ziare, de la avea un chioșc în etapa a treia deja, de a avea o tarabă și după tarabă am ajuns la chioșc și după chioșc am învățat de la companie, pentru că sistemul de educație este foarte important. Și sistemul clasic de educație, să-l denumesc așa, liceu, facultate și așa mai departe. Dar cel mai eficient sistem de educație este cel de la companiile progresiste. Campionii din domeniul în care voi vreți să activați. Acolo este important să ajungeți, de la ei este important să învățați. Pentru că învățatul, educația, atât cea de bază, cu noțiunile de bază economice pe care le învățați din cărți, dar completată cu experiența campionilor din domeniul pe care voi îl alegeți, în care aveți pasiune să vă porniți afacerea voastră, vă poate da cea mai mare șansă să reușiți. Pentru că viața de antreprenor este excepțională, ești zeu acolo când tu decizi, acolo când tu îți construiești echipele, acolo când tu obții cu proiectele tale succes, dar unul din 10 dintre cei care încearcă reușesc. Și atunci, ca să fii tu ăla unul din 10, este important să fii pregătit. Și pentru asta trebuie să fii curios. Curiozitatea este sinonimul inteligenței. Să fii curios, să înveți și din cărți, dar și din cei din jurul tău.
Așadar, aștept să vă văd astăzi și mă bucur că sunt aici alături de voi. Nu vă va fi ușor, dar sper să rămâneți cu ceva bun după ziua de astăzi. Mulțumim. Frații mei, vă rog. Încă un scurt moment publicitar. Unde să pun scaunul ăsta? Unde să-l pun aici? Pun aici. E bine aici oare? Să-l pun mai așa, mai așa, dar puțin mai în stânga acolo, să fie puțin mai apropiat, așa. Adică l-am și măsurat, m-am dus foarte bine. Citesc și gânduri. Bun. Da. Continuăm invitând pe scenă următorul membru al juriului, deținătoarea UNITH2B Architects, cât și partener la platforma Robelo, Romanian Best Locations, și la The Makers, companie de consultanță în Horeca. Acționar Valea Verde Resort, boutique hotel din Transilvania, câștigător de multiple premii în hotelerie și gastronomie, coordonator la Antreprenorești, membru fondator al Repatriot, doamna Hildegard Helen Brandel. Mulțumesc! Salut! Mă bucur că sunt astăzi la voi, aici, în Brăila. Aproape că numele meu Brandel, m-a întrebat înainte organizatorul, dar Brandel cum e? Brandel? Asta e cu numele meu. Eu m-am născut în România, sunt arhitect și antreprenor, am plecat din România, vorbesc vreo 6 limbi străine, dar română n-a fost limba mea nativă și o să greșesc în română de când în când, așa că profesorii de aici care o să mă tragă de ureche să aibă îngăduință, sau cum se zice. Am trăit în vreo 2 continente, o insulă caribiană și 8 orașe. Și astăzi aș vrea să vă vorbesc despre asta, despre ce înseamnă pentru mine antreprenoriat. Din acest punct de vedere, fiindcă, în primul rând, voi ați demonstrat deja prima treaptă, cum zicea și Dragoș, antreprenoriat înseamnă curaj, da? Și înseamnă că îți place provocarea. Sigur, poți să fii și angajat și este o altfel de situație, dar ca antreprenor, cum zicem, fiecare zi ți-o iei din nou în freză. Asta e antreprenoriat. Dar este fain, fiindcă fiecare zi o decizi tu cum o faci. Da? Un antreprenor va fi întotdeauna acela care fiecare dimineață începe cumva lumea din nou. Da? Sună așa cum ar fi, că e foarte palpitant, chiar e. Dar și tu ești responsabil pentru orice. So, dacă e succes, echipa ta este cea care a făcut succesul. Dacă este eșec, tu ești de vină. Și dacă ești ok cu asta și îți place să fii liber, asta înseamnă să fii antreprenor. Și mai există un element care voi puteți să vă uitați dacă vă simțiți în acest fel și dacă aveți aceste abilități, fiindcă trebuie să fie plăcere, da? Antreprenoriat nu trebuie să fie un chin. Dacă provocare și asta, lumea din nou, fiecare zi, este ceva care vă stresează, nu trebuie. Dar dacă vă place, atunci este într-adevăr pasiune, împlinire, libertate și suntem într-o țară care este deosebită pentru antreprenoriat. Sau cum am spus, chiar am trăit în 8 orașe și în 2 continente și România, comparativ cu multe alte țări, este deosebit din punct de vedere a antreprenoriatului. De ce? Fiindcă este încă atât de mult de făcut. Adică este țara în care tu poți veni cu orice fel de idee nouă, idee deja scalată poate în alte locuri, idei pe care îi vedeți și pe care analizați și pe care îi absorbiți și le aduceți aici. Este una din cele mai dinamice țări din punct de vedere a creștere, din punct de vedere antreprenoriatului. Este încă mult loc și la partea de femei în antreprenoriat. Și de aceea vă îndemn să vă gândiți dacă vă place. Germania, Austria, Germania în care am crescut eu 24 de ani, este o țară extraordinară pentru tine când ești student și elev. Dar ca antreprenor este o piață foarte mică. Da? Este o piață saturată în care aproape toate ideile deja au 10 de ani în spate. Dar în România nu. Sau aveți o șansă aici, însă chiar dacă sunt și în proiectul Repatriot, de repatriere din diaspora, vă îndemn la a doua chestie. Adică unul să analizați, băi, eu sunt genul curajos și cu provocare, îmi place asta, să mă iau fiecare zi din nou, sau nu. Și doi, întrebarea dacă puteți face step back, da? Adică
tipic. Un antreprenor întotdeauna face chestia asta cu hai să mai mărim imaginea. Da? Să mai mergem un pas înapoi și încă un pas înapoi, vezi? Și vezi? Încă un pas înapoi și vezi toată sala. So, asta este diferența și de aceea vă îndemn să plecați și să vă întorceți. Adică fie călătoriți mental, fie călătoriți într-adevăr, dar mergeți, faceți asta, fiindcă a merge în alte locuri, a vedea live niște business-uri, a vedea live alți oameni, alte societăți, vă va schimba, vă va mări perspectiva, vă da șansa de a fi exact asta, de a putea întotdeauna să vezi imaginea mare. În antreprenoriat asta e important. Pentru că ceilalți stau în soluție, cu capul băgat în ea, și nu văd pădurea de pom. Și tu, ca antreprenor, tu trebuie să faci, să spunem, să-ți antrenezi această musculatură de a face zoom out, de a vedea totul. De aceea și în planul vostru de afaceri, e important să nu vedeți doar pe voi, ci să vedeți pe competitorii, pe clienții voștri. Că m-am uitat la ce ați scris și asta este relevant. Să înțelegi întotdeauna că tu nu ești singur ca antreprenor. Acolo e o grămadă care vrea aceeași chestie ca precum și tine. Și atunci dacă reușiți să faceți acest zoom out și să vă informați, să călătoriți și să fiți interesați, nu doar de ceea ce vedeți în moment, fiindcă știi cum e să ne vedem o idee și ne inflamăm. Da, gata, asta e ideea câștigătoare. Dar întrebarea este, mai are altul ideea asta? Deja a fost făcută? N-a fost făcută? Cine a mai făcut-o? Cum a ieșit la ei? N-a ieșit bine? A ieșit bine? Sau asta este a doua chestie. Odată curajul și a doua acest zoom out. Și asta, vă zic, cel mai bine vi l-a antrenat într-adevăr de a pleca și a vă întoarce, fiindcă aveți aici o țară care următorii 40-50 de ani, easy, este unul din cele mai interesante țări din punct de vedere antreprenorial. Poate nu ca angajat. Și acolo s-a îmbunătățit foarte mult, dar ca antreprenor, România este o țară absolut deosebită pe absolut toate planuri. Nu există, cred că, niciun domeniu în care nu putem să ne dezvoltăm și mai avem ceva. Adică am văzut diferite alte societăți și noi avem ceva special. Avem creativitate innată, da? Chiar o avem, și doi, avem flexibilitate. Ceea ce e important ca antreprenor să poți să fii flexibil, să rămâi flexibil, să nu te rigidizezi, să nu rămâi chitită pe ceva, ci să poți să faci, ok, hai să vedem și o altă soluție. Da? Să fiți maleabil, fiindcă asta e important în antreprenoriat și știu că aveți o antreprenoare, da, chiar istoric, famous, aici, pe Ana Aslan, care a făcut furoare internațională și în continuare, vă spun, în alte țări, Ana Aslan este absolut renumită, femeie, așa că aștept mai multe femei, că m-am uitat pe planul de afaceri și am văzut mulți bărbați. Așa că, păi, girls, da? Haideți! Că puteți! Oricum este în trend acum egalitate de șanse, gender equality, așa că băgați-vă, fiindcă este doar vorba despre a fi acolo, da? Că dacă nu vă băgați, băieții se bagă, că iau tupeu. So, eu pentru fete vă spun, vă rog foarte mult, în viața tu nu primești ce meriți, primești ce negociezi. Așa că dacă n-ai tupeu în viață, nu vei face treabă. Și dacă vrei ceva, trebuie să fii dispus și să ai curajul să mergi spre chestia aia. Și doar uitați-vă la băieți în jurul vostru că eu fac. Așa că, da, vă îndemn să faceți și voi, pentru că trebuie să spun că am lucrat cu foarte multe femei și fete în România de când avem biroul nostru de arhitectură și firma noastră de consultanță pe management hotelier și da, sunteți foarte bune, dar stați întotdeauna cumva în al doilea, al treilea rând, așa că aș vrea să vă văd, uite, astăzi sunt mai multe femei în primul rând. Da? Ce surpriză! By the way, când am fost în Chișinău și a fost un eveniment cu Parlamentul din Chișinău, acolo cum este doamna Maia Sandu, da? In charge, leader, imaginați-vă că am avut 3 paneluri și toate panelurile au fost doar cu femei. Așa că vedeți? So, haideți în conducere, haideți pușuiți, nu există, nu se poate și mă bucur tare mult că e, băi, sală plină, da, ce să zic, adică Dana, foarte mișto organizat și echipe, sincer, și Cristina, na,
Știm noi ce face și drege și bate toate drumurile țării pentru a face ceva în acest sens. So, acum e la rândul vostru, faceți voi, ne bucurăm să ne faceți piciurile și să auzim ce aveți de spus în afară de ceea ce ați scris. Și toți ceilalți care n-ați făcut un plan de afaceri, do it! Trimiteți-ne și cu siguranță suntem dispuși să-i analizăm, să vă dăm un feedback și hai să facem treaba. Mersi! Bun. De mai bine de 10 ani este voluntar în domeniul antreprenoriatului, acordând consultanță tinerilor aflați la început de drum cu propriul business, iar această experiență a motivat-o să promoveze și să susțină educația antreprenorială la un alt nivel. Astfel, a luat naștere proiectul Kids in Business, care le oferă copiilor cu ambiții antreprenoriale ocazia să înțeleagă mai bine secretele antreprenoriatului, să pună în practică idei creative generatoare de valoare și să-și asume responsabilitățile unui antreprenor real. Am plăcerea să o invit pe scenă pe membra juriului, fondatoare Kids in Business, vicepreședinta CONAF, doamna Nicoleta Munteanu! Bună dimineața, Brăila, încă este dimineață. Știți care este cel mai mare dezavantaj al unui antreprenor când se este ultimul speaker? Îi spun organizatorii repede, repede. Vine partea aia frumoasă a piciurilor. Deci, unul dintre dezavantaje este faptul că mai toate subiectele au fost epuizate. Cel mai mare avantaj este că poți să faci o sinteză, așa, și să vorbești despre ceea ce au vorbit antevorbitorii tăi. Pe buzele fiecărui antrevorbitor am observat că există cuvântul curaj. Deci, în următoarele 3, 4, maxim 5 minute, am să vă spun despre curaj. În primul rând, vreau să o felicit pe organizatoarea acestui eveniment, pe Dana Cireașă, președinta CONAF Brăila, pentru că a avut curajul să se înhame la o astfel de activitate. În al doilea rând, vreau să mulțumesc profesorilor care au avut curajul să fie alături de voi pentru a realiza acele planuri minunate, planuri de afaceri. Vreau să vă mulțumesc vouă pentru că ați avut curajul de a participa la o competiție antreprenorială. O competiție antreprenorială înseamnă foarte mult curaj. Să știți că pentru mine toți cei care ați participat sunteți câștigători. Am citit cu mare atenție planurile de afaceri și vreau să vă spun că am rămas profund impresionată. Pe lângă proiectul meu de suflet Kids in Business, proiect de educație antreprenorială, unde ajut pe tineri și pe copii să învețe tainele, să afle tainele antreprenoriatului, în viața mea de zi cu zi să știți că eu sunt un antreprenor care activează pe piața de insolvență din România. Eu sunt acel antreprenor care vede atunci când unii antreprenori eșuează sau atunci când unii antreprenori nu respectă regula jocului și, din păcate, sunt eliminați de pe piață. Multe companii din România, să știți că eșuează datorită unui management defectuos. Iar managementul defectuos are ca principală cauză lipsa educației antreprenoriale, educației financiare și educației juridice. Să știți că sunteți cu adevărat norocoși pentru că sunt alături de voi în sală antreprenori reali. Să știți că în 2001-2002, când am intrat eu cu acte în regulă în antreprenoriat, evenimente de acest gen nu erau organizate. Mai mult decât atât, mi-aș fi dorit să văd antreprenori reali care să-mi devină mentori. Nu am avut parte de mentor, dar știți ce am făcut? Cu fiecare client, fiecare contract, fiecare întâlnire de afaceri pe care am avut-o cu oameni, adică cu antreprenori reali, i-am transformat fără să vreau în mentorii mei. Și de la fiecare am avut ceva de învățat. Când spun curaj, curaj, toată lumea spune că are curaj. Dar când vă uitați dimineața în oglindă, câți dintre voi au posibilitatea să vadă curajul care se află în fața acelui personaj minunat? Câți dintre voi se trezesc dimineața și își spun, astăzi ziua mea va fi minunată, pentru că ideea mea de afaceri astăzi o să prindă contur? Câți dintre voi se trezesc dimineața, se uită în oglindă și spun, astăzi eu voi avea succes, pentru că eu cred în mine. Antreprenorii au curaj,
Antreprenorii au încredere în propria persoană și să știți că viața unui antreprenor nu este lipsită de griji, nu este lipsită de probleme. Să știți că nu este ușor să fii antreprenor, dar călătoria pe care ți-o oferă antreprenoriatul nu poate fi exprimată în cuvinte. Poți să ajungi la succes, poți să ajungi la bunăstare, la independență financiară, poți să creezi echipe, poți să fii propriul tău zeu, așa cum a spus Dragoș, dar tot el a spus că 1 din 10 reușește. Asta înseamnă că aveți șansa să vă depășiți limite. Aveți șansa să aveți curajul să vă depășiți limitele. Pentru că atunci când acționați, mai mult de jumătate din problemă este rezolvată. Deci știu că timpul a expirat, deci doamna Cireașă, m-am încadrat în timp, am vorbit cât se poate de mult despre curaj. Aș vrea să-i mulțumesc bunicii mele, care nu mai este printre noi de mulți ani, dar când eram copil, să știți că îmi spunea că sunt o artistă. Cu toate că mi-am dorit să urmez o altă carieră în antreprenoria, ceea ce s-a și întâmplat, ea îmi spunea tot, o să fii tu o artistă. Iartă-mă, pe scena teatrului din Brăila, mă simt foarte bine, chiar mă simt ca o artistă și puteți să mă aplaudați. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru curaj. Și abia aștept să înceapă sesiunea 2, sesiunea piciurilor, pentru că, așa cum a spus Dragoș, nu o să fie ușor. Nicoleta, te rog, nu. Da, scuză-mă. Nu părăsi scena, pentru că vreau să invit juriul în scenă. Nicoleta Munteanu, Cristina Chiriac, Hildegard Brendel și Dragoș Petrescu. Poți să le și repede. Da, corect. Unde vrei tu? Te rog. Unde vrei? Da. Bun. Mergem mai departe cu maratonul și îi voi invita pe scenă pe rând pe liderii celor 8 echipe de elevi care vor avea ocazia la dispoziție 5 minute fiecare pentru a prezenta proiectul afacerii cu care participă la concurs. După cele 5 minute, va urma o sesiune de întrebări din partea juriului de aproximativ 2 minute pentru fiecare echipă. Ceea ce urmează să auziți în prezentările adolescenților sunt visuri. Da, mulți le spun visuri, alții le numesc în derâdere vise, dar pentru ei înseamnă nopți nedormite, mii de idei și scenarii. Se învârt dezorientați, așa cum am făcut-o fiecare dintre noi, până de multe ori am renunțat la a face primul pas. Suntem aici ca visurile lor să prindă formă. Lumea se învârte extrem de repede și dacă pe unii dintre noi asta ne sperie, pentru ei este o oportunitate. Haideți să-i ajutăm să urce racheta schimbării. Bun, succes tuturor echipelor. Am două lucruri să vă spun. Am fost investit să-mi schimb numele în Cronos, deci eu voi ține, mă voi chema Cronos Casianis. Și voi avea 5 minute, eu o să țin cronometru și aveți acest pointer. Butonul din mijloc dă înainte, butonul de jos dă în spate. Deci butonul de aici dă în și ăsta dă în? Bravo! Bun! Prima echipă participantă la concurs este formată din elevii Vlaviano Mario Alexandru, Oprea Ștefan Dorin, Adamiță Dragoș Gabriel și Damian Cosmin Andrei. Ei reprezintă Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci și au avut ca profesor coordonator pe domnul Pruș Paul. Liderul echipei. Haideți, vă rog, domnul Pruș Paul, este. Bun. Liderul echipei și cel care va prezenta proiectul numit City Break este Mario Vlaviano. Te invit pe scenă, Mario. Ești ok? Perfect. Hai. Cred că poți dragă la cronometru. Bună ziua, mă numesc Mario Vlaviano, sunt fondatorul City Break și astăzi vă voi prezenta aplicația care credem noi că va revoluționa turismul în România. De-a lungul călătorilor mele am întâmpinat o serie de probleme, cum ar fi că evenimentele curente ale orașului ne sunt vag cunoscute, iar această intersectare culturală tocmai asta presupune. E vorba de o interacțiune cu cetățenii orașului în momente cheie.
De altfel, utilizarea exclusivă a hărților te deconectează de oraș, de cultura sa specifică și nu în ultimul rând. Cu toții, înainte de orice călătorie, dorim să ne informăm. Și tot acest proces de informare este drastic îngreunat de fragmentarea datelor. Așa că vă propun următoarea soluție. O platformă web și mobile unde localitățile își pot expune adevăratul potențial turistic. Nucleul soluției noastre stă în centralizare, în colectarea datelor din toate orașele țării și disponibilizarea lor într-o singură aplicație de mobil. Implicit, intervenim și pe partea de digitalizare, știm cu toții că este un sector cu multe lacune la noi în țară, prin migrarea documentației culturale istorice din format fizic. Acum vom urmări o scurtă demonstrație a aplicației în stadiul ei curent. Cred că mai bine mă mut aici. Secțiunea de trending. Fiecare atracție dispune de geolocație, măsurăm în timp real distanța de la utilizator la fiecare obiectiv turistic. Aceasta este secțiunea dedicată atracțiilor. Cu galerie foto și cu posibilitate de navigare la adresă folosind hărțile favorite. Filtrarea se face pe niște taguri, ce semnifică diferite tipuri de activități turistice, sistem global de căutare, secțiune de tururi pietonale cu etape. Dacă ai găsit ceva interesant, poți împărtăși cu prietenii tăi prin funcție de share. Evenimentele curente ale orașului, prezentate cu dată și oră și cu un newsletter în fiecare zi la ora 5. Și cam așa se prezintă aplicația în momentul de față. Ei bine, în slujba clienților noștri, pe lângă înrolarea pe aplicația de mobil, de unde utilizatorii își pot selecta orașul pe care doresc să-l vizualizeze, venim și cu un panou de administrator, un website menit să faciliteze inserarea și actualizarea conținuturilor în timp real. Este disponibil atât pe desktop cât și pe mobil. Cu precizarea că secțiunile de restaurante și de cazări, despre care am precizat în planul de afaceri, nu au fost încă implementate în aplicație. Validarea pieței vine din partea startup-urilor din sectorul turistic, care, prin prisma succesului lor, ne face să credem că am apucat-o pe un drum corect și aici putem să vorbim despre Airbnb și TripAdvisor. De asemenea, mărimea pieței din România este îmbucurătoare, ne încurajează din nou, pentru că este pe un trend ascendent. Putem vedea în 2021, contribuția directă la PIB a turismului a fost de 5,2% și credem că prin adoptarea unei astfel de platforme putem crește și mai mult valoarea aceasta. Tot în acest sens, am realizat și o hartă care să ilustreze potențialul turistic pe fiecare județ în parte, pentru a avea o părere despre în ce zone ale țării vom propune ideea aceasta. Avantajele față de competitorii noștri sunt că propunem o soluție all-in-one, avem aceeași aplicație pentru toate orașele țării, suntem primii pe piață cu astfel de abordare, designul și user experience-ul sunt plăcute și realizate la standarde de top și încă un lucru prin care uimim este validitatea și unicitatea datelor, acestea provenind în permanență din surse oficiale. Nu vizăm exclusiv turiștii, avem în vedere și cetățenii, această aplicație va fi utilă pentru aceștia pentru că îi menține la zi cu ultimele evenimente din orașul lor. Modelul nostru de business se bazează pe două căi mari de venit, un preț de achiziție unic ce reprezintă costul de înregistrare pe platformă și un abonament lunar pentru rularea serviciului. Strategia noastră de marketing este B2B2C. Avem în primul rând în vedere o contractare directă, negocieri B2B cu autoritățile locale, biblioteci, muzee, primării, consilii locale. Ne ocupăm și de partea de promovare, ajungem la utilizatorii noștri finali prin social media, cu postări pe Instagram din cele mai spectaculoase colțuri ale orașelor, secvențe din tururi pietonale pe TikTok și așa mai departe. Potențialii noștri clienți ne vor putea contacta și de la distanță prin website-ul dedicat. Ce am făcut până acum? Ei bine, demonstrația pe care ați văzut-o dumneavoastră mai devreme nu a fost de pe City Break, a fost de pe aplicația Visit Brăila, o implementare la nivel local a ceea ce va însemna City Break și este de fapt și un MVP, a fost MVP-ul nostru. Ne aflăm la doar câteva luni de lansarea acesteia și sperăm să aibă un impact mare și la noi în comunitatea noastră puțin mai mică. Suntem la doar câteva luni de publicarea acesteia pe Google Play și App Store, primind deja validare din partea Bibliotecii Județene Brăila și a Primăriei Orașului. 2, 1, mulțumim. Au trecut 5 minute, felicitări. Mulțumesc. Țină. Măi, tot fac eu ce fac și ajung prima.
Bun. Mie mi-a plăcut planul de afaceri, mi-a plăcut și prezentarea. N-am prea înțeles eu prea bine cum e partea asta de abonamente. Pur și simplu așa am stabilit noi că va fi sursa de venit. Consiliile locale, primăriile, cei care vor achiziționa practic aplicația, vor plăti un abonament pentru ca ei să fie înregistrați pe aplicație, să poată insera date, să actualizeze și așa mai departe. Și există contracte de acest gen cu alte, cu alți competitori în acest moment? În acest moment, principalul competitor la noi în țară este Eventia, care a realizat aplicații în peste 10 orașe, cred, de la noi, doar că au o mare problemă pe partea de user experience. Am precizat asta și în planul de afaceri. Și pe modelul lor mergem și noi, doar că ei au aplicație separată pentru fiecare oraș în parte. Și asta îngreunează iarăși din nou procesul acesta. Trebuie fiecare aplicație în parte promovată, noi promovăm o singură aplicație. Riscurile pe care vi le-ați asumat, că nu le-am văzut în planul de afaceri. Despre ce riscuri ar fi vorba? Păi care riscuri ar fi? Singurul risc ar fi să nu avem suficiente localități partenere astfel încât să ne acoperim cheltuielile. Deși cheltuielile noastre sunt destul de mici, avem doar un virtual private server pentru a rula. Ok, mersi. Da. Mario, da. Sunteți 4 asociați. Mă rog, așa zis asociați, pentru că văd că voi vreți să faceți un PFA, nu un SRL. Da, am luat un caz real pentru că noi deja, eu cel puțin deja fac ceva și am spus să prezentăm un caz real. Perfect. Cine este specialistul în IT? Eu sunt dezvoltatorul și fondatorul aplicației. Deci tu o să faci și aplicația pe App Store și pe toate... Da. Ok. M-am uitat foarte atent pe planul vostru. Ca și idee, este o idee de viitor, într-adevăr, și dacă voi reușiți să conectați toate orașele la nivel național, atunci aveți șanse să vă impuneți pe segmentul acesta. Însă tu spuneai că îți vei culege datele din sursele oficiale. Nu noi vom face colectarea datelor, tocmai de aceea am creat și acel panou de administrator. Practic, atunci când clientul achiziționează cu acel cost de înregistrare, primește acces pe panoul de administrator cumva în dreptul județului lui. Da. Și ei vor fi cei care inserează. Bun, ca să poți să-i atragi ca și viitor client, tu va trebui să ai deja o bază de date și extrem de multe oportunități. Să zicem că eu sunt un antreprenor care îmi doresc să fiu listat pe platforma voastră și sunt dispusă să plătesc cei 250 de euro abonament lunar în ideea de a mări vizibilitatea brandului pe care îl reprezint. Cum îmi garantezi tu mie că măcar 10% din suma pe care o investesc se reîntoarce în vânzările companiei pe care o reprezint? Ok, aceasta a fost una și dintre ideile noastre de a colabora cu antreprenori. În schimb, noi colaborăm cu autoritățile locale, iar dânșii stabilesc politica a ceea ce introduc pe aplicație. Deci, deci platforma pe care vreți să o creați este eminamente pentru autoritățile locale, da? Adică primării, muzee, obiective culturale. Da. Și, și restaurante și cazări, dar colaborarea se va face între antreprenori și autoritățile locale. Bine, mai... aștept să preia și Hilde și Dragoș și ne reîntoarcem cu întrebări. Mai am câteva. Okay. M-am uitat și eu pe planul tău de afaceri. Întrebarea în primul este, eu mă uit mai degrabă la om decât la ce prezintă, că hârtia are răbdare. Întrebarea este, unde e echipa ta? Unde este echipa mea? Da, voi sunteți o echipă. În public. Ok. Care sunt? Ok. Mi-a fi plăcut să fie împreună cu tine pe scenă, chiar dacă tu vorbești, pentru că în antreprenoriat totul e despre echipă. Asta e așa, chiar dacă unul este lider, dar fără echipă nu faci nimic, te pieptem, te speri și atâta. Da? Good. Întrebarea mea este, cum faceți voi aceste contracte, fiindcă sunt contracte cu administrații locale și vă pot spune că asta nu este, ne ducem și zice, da, fain, vrem aplicația voastră, înseamnă licitație. Da. Cum v-ați asigurat? Adică ați analizat asta? Da, am luat în calcul lucrul acesta și tocmai de aceea, dacă nu ar fi fost problema aceasta, poate că nu am fi avut angajați, aș fi rămas doar eu. În schimb, sunt oameni care cu asta se vor ocupa în firmă. Asta n-am văzut la tine în costuri, pentru că costurile, de exemplu, în primul an ai 18.000 de euro income, 16.000 de euro profit, rămân 2.000 de euro pentru salarii. Cum faci asta? Adică... gestiune de licitații, SICAP, etc., necesită oameni care se ocupă de asta. Drumuri,
gestiune, nu e așa de ușor. V-ați gândit la acest aspect? Da, pentru primul an, pentru 2023, cred, nu am luat aceste costuri în calcul. În schimb, de 2024 și 2025 am calculat și aceste costuri de deplasare și salariile angajaților. Good, dar voi știți ce înseamnă o licitație? În mare, da. Okay. Eu, cel puțin. Și mai am o întrebare. E o propunere. Aveți un competitor, Eventia, și alții. Ce faceți dacă vine cineva și face aceeași chestie, dar bagă mai mulți bani? Adică devine din start cel mai mare cu ideea voastră. Cum faceți? Cred că ce nu... vă diferențiază, ce nu poate fi copiat? Dacă acest competitor vine în momentul de față, da, clar, poate să ne elimine complet din piață. Dar dacă noi deja am avea, nu știu, 6 localități partenere, cred că vom fi mai credibili față de alții. Dar în acest moment, dacă vine altul, vede treaba, bagă bani, da. Știe să facă, ok. Posibil să ne elimine, da. Bine, mersi. Mario. Aș vrea să-ți văd echipa aici, dacă poate să vină pe scenă echipa. Ca să văd și eu cum arată tinerii antreprenori aici. Așa, așa. Vașnici. Fete n-ați luat în echipa voastră. Nu? Așa. Am să încep cu speech-ul tău, care a fost foarte bun. Să te încadrezi în timp, ai dat o idee generală, e foarte bine. Afacerea asta ta cu EPU este o afacere într-o zonă foarte competitivă și într-o zonă în care driverul principal sunt banii pe care tu îi arunci în spațiu virtual. Adică cum îți cumperi tu ca să afle de tine clienții tăi care vor face număr de intrări pe aplicația ta și respectiv ăștia care dau banii, stakeholderii, primării, eu știu, entertainment, privați sau publici, care doresc să cheltuiască, să aibă clienți, ei o să măsoare treaba asta în funcție de numărul de view-uri. Câți oameni intră pe aplicație? Ca să ajungi la câți oameni intră pe aplicație, e foarte simplu. Când ți-ai deschis telefonul, îți apare TripAdvisor, nu vrei să te duci acolo, îți apare automat. E un cost, per tu ai idee cât te costă pe tine un client să vină pe aplicație? Un client, vă referiți la primării, nu la utilizator? Nu, la utilizator. Cât te costă pe tine, ca eu, un client oarecare, să ajung să-ți accesezi ție aplicația sau site-ul? Da, asta depinde de unde dorim să achiziționăm campanii de advertising și, în general, cred că ne-ar costa cam 100 de lei per client, per utilizator. Nu chiar 100 de lei, dar probabil că te costă în jur de 35-38 de lei, care înseamnă foarte mulți bani dacă dorești să ai mulți utilizatori. Ori tu ți-ai construit aici o afacere în care jumătate din vânzări e profit. Și mă întreb, cheltuielile astea foarte importante cu atragerea de utilizatori sunt corect numărotate? Noi am luat în calcul cazul în care ne vom folosi de tool-uri precum Instagram, TikTok, care sunt gratuite și fără să investim, cel puțin pentru început. Dar pentru început, la primii 200, da. Da. Dar da. După aia, nu. Deci începutul care nu costă, îți dă și o afacere foarte mică, care nu ți aduce vedinturile pe care tu le preconizezi. Așadar, cred că puțin realism n-ar strica în zona de profitabilitate. Dacă ar exista astfel de app-uri cu 50% din venitul profit, ne-am îmbogățit cu toții peste noapte, deci cred că ar trebui să fiți puțin mai vigilenți la costuri. M-am uitat acolo la salarii, 2000 de lei, 3000 de lei, cam greu să găsești oameni motivați pentru 2-3.000 salariu azi net, cred. Da. Și în funcție de oamenii ăștia, de cum îi plătești, că aici e cheia succesului vostru ca antreprenori, este să aveți oameni valoroși lângă voi, foarte bine plătiți și motivați, iar într-un startup, cea mai mare motivare
pe care poți să-i dai unui tânăr ca voi sau unui executiv bun este să-i dai opțiuni și șansa de a deveni acționar cu voi în businessul vostru, în startup. Pentru că cu 2-3 mii de lei nu o să vină nimeni să lucreze profesionist cu voi real. Deci uitați-vă spre partea de echipă, cum o construiți. Ideea voastră e bună, adică are potențial, dar echipă și modul în care tu reușești să atragi cât mai mulți utilizatori al acestui app, să te bați cu monștrii cum sunt TripAdvisor, da. Te-am mai văzut și Airbnb acolo, astea sunt așa, să te uiți la ei de jos cum trec cu avionul pe deasupra. Da? Dar e important să ne coborâm în zona asta la noi în țară, în România. Avantajul vostru foarte mare e că voi vă știți țara și puteți da. Să găsiți alți oameni ca și voi care își iubesc țara asta și într-adevăr aveți dreptate, potențialul este uriaș și va fi și mai mare în următorii ani. Da. Succes! Mulțumim! Mulțumim mult! Felicitări, băieți! V-ați descurcat excepțional, într-adevăr, un discurs foarte bine articulat. Adică ai vorbit, poate te apuci de actorie. Vorbim când se termină. Bun! Aplaudați, vă rog, încă o dată, pentru că... Bun! Cea de-a doua echipă este formată din elevii Bicioglu Baran, Munteanu Alexandru, Veștineanu Marian Ionuț și Panait Eduard. Ei reprezintă Colegiul Național Nicolae Bălcescu și au avut ca profesor coordonator pe domnul Ghețu Costel. Da? Liderul echipei și cel care va prezenta proiectul numit Party Box este Bicioglu Baran. Te invit pe scenă. Și schimbăm puțin regula, hai de pe scenă, te rog. Juriul va avea de acum în loc de 2 minute, 5 minute pentru a adresa întrebări. Bun, succes! Bună ziua, Brăila! Bună ziua, jurile! Mă numesc Bicioglu Baran. Sunt elev al Colegiului Național Nicolae Bălcescu, în clasa 10-a. Profesez acum ca DJ, am cursuri de muzică și venim acum în fața dumneavoastră cu o afacere numită Partybox. Ce este Partybox? Este rezolvarea unei probleme care, dacă ne uităm puțin în sală, tinerii noștri ar putea să zică că da. Noi nu avem activități de divertisment, nu avem în orașul nostru de la Dunăre, nu avem implicare în activități de acest gen. Așa că noi venim să rezolvăm problema. A început prezentarea, da. Suntem 4 asociați, eu voi fi fondatorul acestei echipe, fiindcă vin în spate cu 30 de evenimente organizate de echipa mea veche. 6 evenimente le-am avut de tip club vineri, 4 evenimente le-am avut cu artiști de tip club vineri și sâmbătă seară și 24 le-am avut împreună cu dragii noștri brăileni. Furnizorii cu care lucrăm, The Forward Agency și The Mothership Agency, ne vor ajuta să aducem prestațiile artistice în Brăila la un preț cât de cât avantajos. Și dacă locația și spațiul comercial în care îl vom închiria sau ne vom desfășura acțiunea, nu vor avea mobilierul necesar sau echipamentul audio, avem pe Teo Sound care ne va ajuta aici la noi în Brăila, furnizori de echipament audio și mobilier. Finanțarea se va face per asociat de 800 de euro pentru primul eveniment cu un act artistic și de acolo noi preconizăm că vom începe să avem o reputație, dar noi avem și surse de finanțare externe. Le dăm șansa afacerilor locale să își promoveze produsul sau firma lor în sine. Cum ar fi? I-am avut la ultimul nostru eveniment pe cei de la Hem Market Brăila cu 2100 de roni și ei și-au prezentat produsele în desfășurarea evenimentului nostru și PA45 și mulți alții. Noi preconizăm că vom face
evenimentele alese strategic, cum ar fi să alegem sărbători, Valentine's Day, 1 martie și sezonul estival, în care, bineînțeles, toată lumea alege să se ducă la discoteci, etc. Avem aici o analiză geografică referitoare la proveniența clienților noștri. Marea majoritate este din Brăila, după aia avem Galați, Buzău și Focșani. Profitul în afacerea noastră este influențat în mare parte de relația noastră cu clienții. Riscul în afacerea aceasta este că noi putem organiza un eveniment și putem plăti evenimentul și să nu se vândă biletele, într-adevăr. Cheltuielile noastre majore sunt firma de pază, actele artistice și închirierea echipamentului audio. Aici avem o schemă, în spate, te rog. Aici avem o schemă cu investiția, profit și plus investiție la evenimentele și din istoric. În față. Proiecțiile în următorii 2 ani, cum vedeți, în vară și în iarnă, în iarna 2023, când ne vom lansa, noi proiectăm că vom avea un impact măricel și după aia, în iarnă, când nu este sezonul estival, vom scade. Taxele și impozitele, înregistrarea abonamentului se va face pe baza unei taxe din valoarea evenimentului, impozitul care îl vom plăti între 3 și 6% per eveniment din valoarea totală și 1% din valoarea unui bilet pentru timbrul de Crucea Roșie, TVA și alte taxe plătite, taxa dreptului de autor, renumerarea datorată utilizată pentru a publica și acolo avem bibliografie economică pentru avizele și autorizațiile necesare. 10. 9, costurile noastre majore, cum am zis, 7, aici am făcut o schemă 6, cam cât ar costa. 5, 4, 3, abordarea 2, strategiei de marketing 1, și Instagram-ul nostru. Stop. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Încep, ai spus mai devreme că ai experiență, că ai organizat astfel de evenimente. Vreau să știu sub ce formă ți-ai organizat. Noi am organizat în jur de 10 evenimente cu sprijinul mamei mele și am făcut pe persoană fizică, iar celelalte evenimente le-am făcut cu sprijinul domnului Ovidiu Iosif și pe firma lui, ca noi să fim administratori. Ok, vreau să-mi spui care a fost profitul pe care l-ai realizat în urma celui mai tare eveniment. Haideți să dăm exemplu, aveți dumneavoastră acolo un afiș cu Alberto Grasu, se numește artistul. Este un rapper care e cunoscut și a favorizat de ei. Okay. Am avut 380 de bilete vândute la 60 și 80 de lei și 100 de lei biletul VIP. Investiția noastră a fost echipamentul audio 1200 de ron în seara aceea, prestația artistului de 6750 de lei, drumul care l-am plătit de 1050 de lei și cazarea care a fost de la sponsorii noștri oferită. Adică noi, dacă facem un calcul, a fost profit, o marjă de profit mare. Ce a fost în schimb atunci o decizie proastă? Să aducem foarte mulți agenți de pază. Fiindcă la 380 de persoane, noi trebuie să aducem la 90 de persoane un agent de pază. Și noi am adus puțin mai mult. Am ajuns să avem la sfârșitul serii 13. 13 ori 486. Și da, ați învățat. Am învățat din greșeli. Ok. Pe mine mă interesează să știu care este atractivitatea business-ului, așa că n-o să vă întreb pe voi, o să întreb publicul, dacă în weekendul următor, nu știu, 1 martie, uite, vine 1 martie, băieții aceștia minunați fac o petrecere. Hai să vedem câți la sută dintre voi vă veți duce la acea petrecere și să și plătiți biletul de 20 de lei. Hai, mâna sus. Și sus. Deci, 40%, cam atât. Bine. Și sus. Uite, mai sunt sus. Stai că nu i-am văzut. Wow, hai 50%. E bine. E bine, nu e rău. Doar că, din punctul meu de vedere, ar trebui să vă gândiți nu să aveți petreceri de Valentine's Day, 1 martie, mărțișor și Dumnezeu știe ce ați mai scris voi în planul de afaceri, pentru că un business, să știi, chiar și cu organizarea de, având obiectul de activitate de organizare de evenimente, nu se susține o dată pe lună. Deci trebuie să gândiți în fiecare zi cum vă susțineți activitatea companiei.
Noi am preferat să facem vineri și sâmbătă seară evenimente de tip club, uneori cu intrare liberă, uneori cu o taxă foarte mică, cât să nu avem nici noi investiția foarte mare. Iar odată la ceva timp să aducem un act artistic de orice gen care se favorizează. Noi până acum am adus acte artistice făcând poll-uri pe Instagram și întrebând oamenii ce vor să aducem și ei n-au răspuns. Bravo! Dar trebuie să vă gândiți că și dacă se mai întâmplă ceva cum a fost pe acum 2 ani de zile pe zona pandemiei, ce o să faceți? Deci luați în calcul lucrul acesta pentru că este un scenariu care poate să se repete. Chiar am abordat acest subiect în contextul pandemic. Noi am vrea să punem în fiecare săptămână să chemăm un DJ sau pe cineva ca să facem un studio session sau ceva, să-l postăm pe Instagram, să aducem lumea, să aducem muzica la lumea acasă, să ținem interesul mare față de pagină. Bine. Mie mi-a plăcut ideea voastră. În ce sens? Eu merg foarte mult în țară, adică sunt săptămânal 2-3 zile plecate la șantierele și proiectele noastre în vreo 16 orașe din România, așa că mă conectez foarte mult cu diverse, să spunem, zone ale României și chiar e lipsă de asta, adică de organizare, evenimente pe plan local, exact în orașe, să spunem, care nu au asta încă pus la punct și mi-a plăcut în planul vostru de afaceri care overall este destul de slab. Și știți și voi asta, dar ați început cu analiza clienților și a posibilității. Ceea ce din cele 4 pagini este o pagină sau două și asta înseamnă că într-adevăr v-ați uitat că există. Da? Am înțeles cei mai mulți tineri pe plan local, da? Comparativ procentual, și chiar există necesitate. So, asta mi se pare mișto, adică aveți chiar în acest moment, nu cred că aveți atât de mulți competitori pe acest segment, dar pot veni. Mi-a plăcut că știi cifrele din afară. Nu știa exact ce scrie în planul de afaceri, dar știa cifrele din exercițiu, ceea ce mi se pare important. Că aveți o echipă diversificată totuși și contabilitate. Este acolo cine face contabilitate? Tu, nu? M-am gândit. Și tu ești administrator? Da, da. Și tu ești, nu? Următorul, good. Am înțeles. Manager staff, nu? Tu te ocupi de pază. Good. Avea atitudinea hotărâtă. Da, planul de afaceri este, nu v-ați aplecat asupra lui, dar ideea este bună și nu v-ați aplecat asupra, și asta e întrebarea mea, unii estimat de cum se desfășoară real. Cred că ați început fiindcă a fost necesitate și mișto că mama ta a ajutat. Eu știu foarte mulți antreprenori extrem de mari din România care au început cu ajutorul lui mama și lui tata, da? Așa că asta este așa normal. La început ai nevoie cumva de cineva care ți este mentor și îți dă suport și de ce nu părinții. Întrebarea mea este cum v-ați gândit că asta nu este încă cifre, știi? Adică anul 1, anul 2 real, salarii reale, organizare, adică o chestie care cumva devine matură, că acum este născută, cred, din faptul că v-ați băgat în asta și știți să o faceți. Da, deci noi ne-am gândit că vom avea o creștere față de impactul nostru, fiindcă când începem, normal va fi un interes mult mai mare. După aia ne gândeam la sezonul de iarnă, fiindcă în sezonul de iarnă noi trebuie să lucrăm în spații comerciale ale altor proprietari de business-uri și de afaceri, dar noi speculam în sezonul estival să achiziționăm un cort și să facem evenimente la cort în aer liber. Dumneavoastră a zis de salarii, nu? Salariile pe care le plătim, în afară de noi, care se împarte marja de profit și se reinvestește, ar fi doar în seara evenimentului desfășurat. Și altor oameni care ne ajută, cum ar fi un avocat, un agent economic care să ne sfătuiască, să ne îndrume. Antreprenor. Antreprenor, da. Dacă zici că salariile sunt doar în ziua evenimentului, eu nu prea cred. Pentru că știu și băieții de la Antol foarte bine, știu ce în spatele acolo, așa că dacă vreți să faceți asta să crească, aveți nevoie să puteți să aveți salarii constant, organizarea, pregătirea și să o și creșteți. Aveți nevoie de un staff real plătit, care e plătit constant. Nu, haide mă, astăzi seară mai organizăm un pic la evenimentul ăsta.
Nu, noi până acum am lucrat cu aceeași echipă de la o firmă de pază. Noi ne-am bazat pe aceiași oameni de când am început și de aia ziceam că costurile sunt doar în seara aceea și după aia ne vom desfășura și vom reinvesti. Că noi încă nu ne-am dus la un nivel foarte mare să avem plăți în continuu, să avem salarii de plătit, încă n-am ajuns la nivelul acela. Noi am vrea să ajungem să facem un untold nou, dar până acum noi ne rezumăm la planul local, fiindcă asta până la urmă este o rezolvare a problemei, nu este neapărat o afacere. Noi încercăm să facem ceva din orașul ăsta. Eu vă propun, dacă vreți, vorbesc cu cei de la Untold, să aveți o oră împreună, să vorbiți despre cum vă dau ei un sfat, astfel încât să nu faceți toate greșelile, și eu sunt sigur că ei sunt oameni foarte faini, se înhamă și fac asta și atunci vă dați seama despre ce vorbesc, de ce sunt mult mai multe de făcut și organizăm asta împreună. Mulțumim. Așa, bun. Deci, Baran e numele tău, nu? Da. Mic. Tu ești de origine turcă? Da, sunt turc. Aha, super. Ionuț, Alexandru și Eduard. Baran, că tu ești aici lider. Mai mult am înțeles din prezentarea ta de la colegii mei de aici, colegele mele, decât de la tine. Entuziasm mare, dar ca să ții o prezentare trebuie să te pregătești. Pentru fiecare minut pe care îl ai în prezentare trebuie să te pregătești în medie o oră. Deci dacă ai 5 minute, trebuie să stai 5 ore cu timerul lângă tine și îți pui prezentarea de 100 de ore, astfel încât să n-ajungi ca ultimile 10 slide-uri să citești tu titlurile pe ele. Că e foarte important cum te prezinți și cum strângi bani, investiții și cum îi convingi pe clienți sau pe stakeholder să investească în tine sau să fie alături de tine. Ideea ta nu era, s-a schimbat colosal modul de distracție al tinerilor, au dispărut discotecile alea vechi cu program, te duci și spunea muzică și, sau cluburile. Și acum e foarte tare treaba asta cu DJ, cu tematică, cu locuri diferite. Azi faci party acolo, dincolo, party dincolo. DJ-ul joacă rolul critic și tu știi asta dacă te ocupi cu subiectul. Deci ideea n-ar fi rea, ideea. Dar de la idee și până la a face și un ban, e cale lungă. Mi-ar fi plăcut să ai un business plan. Într-un business plan, ăsta nu e business plan. Într-un business plan trebuie să vezi câți bani investești, cât cheltuiești și cât obții profit, ca să poți să-i convingi pe cine vrei tu și membrii echipei tale, așa cum am zis mai devreme, și pe alții, că afacerea ta e viabilă. Deci trebuie să te atenționezi, să te preocupi mai tare și de prezentare și de business plan. Am reținut două chestii. Foarte dificil în business-ul tău este securitatea, pentru că tot sistemul ăsta de pază trebuie să te protejeze de problemele cu drogurile pe care generația noastră nu le-a avut, dar generația ta le are foarte serios. Și de subiectul cu autoritățile versus localnici, că nu poți să faci party-uri oriunde. Trebuie să ai logistica necesară și să nu intri în conflict cu cei din jur. Tot un minus la care e important să vă uitați, este foarte ușor de replicat ce vreți voi. Orice DJ de al tău pe care îl angajezi vede ce faci tu, se apucă el mâine să facă party-ul lui, că e simplu. Iar calculul profitabilității trebuie să fie bine așezat, adică să vezi că câți tineri îți intră, banii lor reușesc să-ți acoperi cheltuielile. Asta se face cumva, ai putea să folosești cu cei care cântă, artiștii, un fel de procent, să vezi, uite, bă, atâta încasăm, împărțim în felul ăsta, ca să depinzi mai puțin, de să mai reduci din riscul ăsta. Iar ca și benchmark, ca exemplu, cei de la Untold au un proiect care se cheamă Ecstasy și face cam ce faceți voi și vă puteți uita la ei, au strâns vreo 10 milioane de euro în proiectul ăsta. Succes! Mulțumim! Felicitări! Auzi? Nu-i problemă, nu-i problemă. Am văzut că l-ai băgat și așa... Ai plecat cu tot cu el. Bravo, bine. Bun, o rugăminte. Pentru cine urmează de acum înainte,
Ei oricum vă ascultă și sunt aici pentru voi, numai că atunci când prezentați, prezentați la toată sala. Încercați să nu mai stați așa, să stați mai deschiși, oricum ei sunt atenți la voi, da? Ca să vă vadă toată lumea cât de frumoși sunteți și ce proiecte bune aveți. Bun, și cu... unde este? Așa, bun. Cea de-a treia echipă este formată din elevii Niga Alexandra Maria, Costache Silvia Nicola, Manta Alexia Gabriela, Androne Rareș Ioan, Iacob Ioana Cătălina și Tudor Ionela Medea. Ei reprezintă Colegiul Național Nicolae Iorga și au avut ca profesor coordonator pe doamna Dumbravo Maria. Bine, 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 bine! Liderul echipei și cea care va prezenta proiectul numit Pensiunea Agroturistică Danube Horses este Niga Alexandra Maria. N-am mai apucat să te invit pensiunea pentru că deja ai venit, așa că o să-ți dau microfonul. Cui dau asta? Perfect, vă urez baftă. Eu o să dau drumul și când sună alarma, o să vă anunț, mai aveți un minut, da? Îmi spuneți voi când sunteți gata. Bună ziua, numele meu este Niga Alexandra și sunt de la Liceul Teoretic Nicolae Iorga și liderul echipei SC Samira SRL. Și astăzi mă aflu în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta proiectul nostru, Pensiunea Danube Horses. Ideea de afacere a pornit din pasiunea noastră pentru echitație, dar și din dorința de a dezvolta turistic orașul Brăila, motivându-ne de asemenea și rezultatul la un concurs național turistic obținut de orașul nostru, locul al doilea. Ne dorim să promovăm valorile orașului nostru, dar și să-l dezvoltăm, astfel obiectivul pensiunii este să ajungă un element al ecoturismului local. Activitatea noastră constă într-o pensiune agroturistică, dar și o mini-fermă, imaginea aceasta reprezentând viziunea noastră a pensiunii, data începerii efective a afacerii fiind la 3 ani după ce vom accesa fondurile europene nerambursabile. În urma studiilor efectuate pe piața din România, am ajuns la concluzia că ideea noastră de afacere este un real succes. Vom începe cu o investiție de aproximativ 150.000 de euro, dintre care fondurile europene sunt 300.000 de euro, iar restul reprezintă contribuția egală a fiecărui asociat de 75.000 de euro. Pensiunea noastră este situată în localitatea Lacul Săraci, deține o capacitate de 6 camere și o bucătărie dotată corespunzător, oferind și un mic dejun din produsele noastre locale. Iar mini-ferma este amenajată cu un graj adus de unul dintre asociații noștri, ce va cuprinde pentru început 4 cai, 2 ponei, 2 vaci și 30 de păsări, dar și echipamente și pentru cursurile noastre de echitație. Ne vom adresa atât turiștilor români cât și celor străini dornici de a practica echitația, dar și cei care doresc să-și petreacă vacanța într-un mediu benefic, datorită amplasării noastre lângă lacul Sărat, și să practice echitația. Aturile noastre, în comparație cu concurența, sunt, în primul rând, serviciul nostru de echitație, locul de joacă, spațiul de grătar, liniștea și aerul curat, focul de tabără, meniul sănătos cu produse bio, accesul la lacul Sărat, etc. Avem atât modalități de promovare clasice cât și moderne, vă vor oferi colegii mei un model de broșură și infografic propus de noi, dar și cele moderne prin conturile noastre de Instagram și Facebook, Aron Danube Horses 2023. Am ales aceste modalități de promovare deoarece sunt eficiente, dar presupun și costuri destul de mici. Vom începe cu... firma va avea niște active de aproximativ 105.426 de euro, majoritatea fiind active corporale imobilizate. Previzionând 6 luni curate de ocupare de 100% și încă 6 luni curate de ocupare de 50%, am ajuns la un total de cheltuieli anuale de 668.718 euro, dintre care cifra de afaceri este de 107.478 de euro, iar profitul estimat este de 38.760 de euro pe an. Prețurile variază în funcție de perioadă, dar avem pachete și pentru sărbători, iar tarifele de echitație sunt atât pentru turiști, cât și pentru localnicii noștri, dornici să învețe acest sport frumos. Avem o multitudine de parteneri, dar printre care amintim Primăria Municipiului Brăila, Administrația Portuară Brăila, dar și Asociația SOS Autism, oferind în fiecare săptămână cursuri gratuite pentru copiii cu autism.
Inovația noastră constă în îmbinarea serviciilor turistice cu cele de echitație, ca modalitate de divertisment, dar și de eliberare în urma stresului acumulat în timpul săptămânii. Iar pilonii sustenabilității sunt alimentele bio, cursurile de echitație, ce susțin un stil de viață sănătos, panourile fotovoltaice, ce ajută mediul, dar reduc și cheltuielile, preocuparea pentru sănătate, datorită amplasării noastre, dar și parteneriatul cu SOS Autism pentru implicarea comunitară. 50 de secunde. Primii pași importanți pentru început, vom începe parteneriatele cu firmele de, de consultanță și proiectare, ne vom înregistra la Camera Comerțului, vom accesa fondurile europene, organizăm licitația și pentru construcție, vom construi pensiunea, vom angaja tot personalul și vom demara activitatea. După 2-3 ani de la începerea activității ne vom recupera investiția și ulterior ne vom extinde prin construirea unor căsuțe mobile pentru mărirea capacității spațiului, vom diversifica mesele, vom întregi meniul complet, vom diversifica și mijloacele de agrement și vom mări capacitatea microfermei. Riscurile ce presupun această dezvoltare vor fi rata inflației, prelungirea crizei economice, scăderea nivelului de trai și schimbarea preferințelor turiștilor noștri. Mulțumesc pentru timpul acordat. Wow, 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 bine. Bravo. Bun. Îmi place prezentarea voastră. În momentul în care am citit planul de afaceri, vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult logo și sloganul. Mulțumim și că ați încercat să ilustrați esența afacerii voastre. În al doilea rând, mi-a plăcut faptul că vreți să vă implicați social în comunitate, prin încheierea acelor parteneriate cu diferite asociații. Eu nu am înțeles, aveți terenul sau nu-l aveți? Da, fiecare asociat are o parcelă de teren pe care o va aduce și îl întregim. Pe unul dintre parcele va fi și grajdul pe care îl vom amenaja. Fiecare asociat aduce și în întregirea afacerii și partea financiară. Adică noi presupunem că deja avem o afacere proprie și acum ne asociăm, pentru că și numele nostru, Samira, este inițial la fiecărui prenume de al nostru. Am înțeles. Da. 40-50. Deci, ca să înțeleg foarte bine, până când nu veți obține finanțarea, nu demarați? Nu. In real? Nu. Ok, și dacă nu obțineți finanțarea? Perseverăm până o obținem. Am înțeles. Dacă nu, să încercăm tot din investiția proprie, dar în urma studiilor făcute de noi, am ajuns la concluzia că avem nevoie de fondurile europene nerambursabile. Am înțeles. Consultantul. Da. Bun, în primul rând vreau să vă felicit că v-ați gândit la ideea de a accesa fondurile europene, pentru că, într-adevăr, reprezintă o pârghie extrem de importantă pentru susținerea antreprenoriatului în România. În al doilea rând, trebuie să vă mărturisesc că, deși în planul de afaceri am văzut niște sume, în prezentarea voastră am văzut altceva și nu sunt sigură dacă așa este. E vorba de 300 de mii de ron sau 300 de mii de euro? Pentru că în prezentare scrie ron, iar tu ne-ai spus că e vorba de euro. Este ron, îmi cer scuze. Așa, ok. Unul la mână. Doi la mână. Probabil că în momentul în care ați făcut planul de afaceri, care, apropo, este un plan de afaceri muncit și vă felicit pe toți pentru că v-ați dat interesul pentru fiecare segment în parte, fie că vorbim de branding, marketing sau analiză SWOT, să vedeți care sunt avantajele și oportunitățile pe care le aveți. Trebuie să vă mai spun că probabil ați avut și sau v-ați gândit să vă angajați un consultant pentru fonduri, accesarea fondurilor europene, da? Desigur, da. Ceea ce n-am văzut eu în planul vostru de afaceri este partea de cofinanțare. Știți că există obligativitatea de a avea cofinanțare. Dacă sunteți un ONG, probabil că partea de cofinanțare poate să ajungă maxim la 30%, dar voi sunteți un SRL, deci veți avea parte de cofinanțare de 50%. Suma aceasta n-am văzut-o nicăieri prinsă în planul de afaceri. Am trecut-o la alte cheltuieli, dar este destul de importantă din ce mi-a spus dumneavoastră. O să luăm în considerare asta. Păi și dacă n-aveți partea de cofinanțare, cum puteți să finanțați proiectul? Da, aveți dreptate. Acum am realizat. În momentul în care vom demara afacerea, vom pune la punct și această parte. Vă dați seama, având nevoie de sumă.
Noi ne-am propus, pe lângă fondurile europene, să aducem fiecare contribuția egală și am considerat că nu o să mai avem... Păi da, dar aveți banii ăștia? Noi presupunem că da, că îi vom avea... La antreprenoriat nu merge pe presupunere. Să știi, la antreprenoriat e for real, everything. Fiecare pas, fiecare decizie costă, pe lângă timp, bani. Iar încă un lucru pe care trebuie să-l luați în considerare, mi-ați spus că ați scris în planul de afaceri că vreți să faceți un parteneriat cu Asociația SOS Brăila Autism. Așa este foarte bine și sună extrem de bine să ajutați comunitatea, dar pe de altă parte trebuie să știți că toate aceste asociații nu au buget. În consecință, voi vă asumați o cheltuială și trebuie să vă gândiți foarte clar dacă finanțele voastre, bugetul vostru vă permite lucrul acesta. Și vă mai sfătuiesc să faceți un lucru pe care noi nu l-am făcut, sau cel puțin eu nu l-am făcut, să vă cuantificați timpul, pentru că cea mai mare greșeală pe care o face un antreprenor este să muncească pentru compania pe care a înființat-o, fără să-și valorifice și să-și cuantifice timpul. Din punctul meu de vedere, mai aveți ceva de muncă la planul acesta de afaceri. Mulțumesc frumos! Mersi pentru prezentare și eu ca arhitect apreciez că ați venit și cu un branding închegat, toți îmbrăcați, avem și un mix acum și niște fete cu un băiat și prezentările pe care le-ați dat. Asta e important, să te gândești la partea asta. Din punct de vedere financiar, dacă m-am uitat pe ceea ce ați scris, cred că sunteți cam cu subestimare 50%, dacă nu mai grav. Și cred că asta vine fiindcă întrebarea mea este, v-ați sfătuit cu cineva care face hotelerie? Nu prea, adică mai mult noi din ce am găsit și ce am cumpărat cu alți concurenți care deja sunt în domeniu. Ok. Atunci, doar ca scurt feedback pentru voi, odată cheltuielile, costurile și cât personal aveți nevoie, nu va funcționa așa, vă spun asta din experiența mea și Dragoș cu siguranță pot să sublinieze. Voi trebuie să aveți și schimburi, da? Lumea nu poate să lucreze fiindcă voi aveți niște orare și trebuie să ai schimburi, așa că în general trebuie să iei două persoane în considerare pentru fiecare poziție. Și sunt foarte puțini oameni estimați din acest punct de vedere, precum și salarii. La partea de arhitectură vă pot spune că nu puteți construi ceea ce vreți cu această investiție, adică sunteți cam la jumătate, dacă nu mai puțin, nu e posibil. Și încă ceva, dacă aveți un restaurant, bucătăria are cam suprafața nevoie de cât are și restaurantul, realistic vorbind. Ca feedback, în general și pentru toți, să fim mai scurți, și eu sunt în Romanian Business Leaders, Dragoș este președinte, sunt și alte organizații, dar mergeți și căutați-vă mentor. RBL, Romanian Business Leaders, este o organizație de antreprenori, da? Cum este și CONAF, o organizație de antreprenorese. Ai inventat. Mergeți și vorbiți cu oameni care fac ceea ce faceți voi. Și nu vă imaginați, lumea este total deschisă. Și mergeți cât mai sus vreți, da? Adică scrieți, fiți insistenți și veți fi surprins cu cât sunt mai sus oamenii din punct de vedere de experiență și de succes, sunt mai deschiși să dă înapoi în această formă și atunci evitați să cadeți în asemenea capcană. Și să fiți realist, pentru că până la urmă vă implicați, cum zicea și Cristina, timpul și trebuie să iese ceva. Am înțeles, mulțumesc frumos. Mulțumim. Aș vrea să vă văd cu mai mult zâmbet așa pe față, că nu suntem la un eveniment nefericit, ci la unul fericit. Haideți să le aplaudăm pe fete și pe curajosul băiat care face parte din echipă. Deci zâmbetul e bine să-l aveți oricum ar fi. Până la urmă nu e nimic de pierdut aici. De aici ieșiți numai câștigați. Și e bine să ne uităm la partea bună, la positive energy. Frumoasă prezentare. Mulțumesc. Se vede că v-ați pregătit. V-ați ajutat-o și voi sau? Da, toată echipa a contribuit de la început. Da. Cine a ținut timpul? Pe rând fiecare. Pe rând fiecare, da. Bravo. Era, cred că foarte util e să implici și membrii echipei în prezentare. Adică puteți să luați idei, chiar dacă aveți 5 minute, poate nu toți 5, dar poți să iei 2 sau 3 să intervină. E câteodată ajută treaba asta. Am văzut multe, să ne întoarcem la business acum, multe proiecte pe echitație și ospitalitate. Am văzut multe proiecte care funcționează
pe echitație și ospitalitate, foarte puțin bani în schimb. Foarte puțin bani. Adică treaba asta cu echitatea, cu echitația, cu echitatea nu stăm așa bine, dar cu echitația stăm foarte dificil, pentru că cai costă. Costă grav. Și întreținerea lor nu justifică, chiar dacă e foarte frumos. Toată treaba asta cu echitația funcționează doar în spatele unui business profitabil. Iar în cazul vostru, businessul profitabil ar trebui să fie ospitalitatea, hotelul și restaurantul, iar hotel și restaurant, chiar de 6 camere, mini, micro, cum vrei tu să-l denumești, nu poți să-l faci cu 100.000 de euro, nu se poate. Nu există asta. Și nici o casă unifamiliară nu poți să faci. Chiar și cu bani europeni, cum mai vrea tu să-i strângi. Deci uitați-vă la ceva mai mare, aveți curajul să vă uitați la ceva mai mare, dar care să fie eficient. Mai bine strângi bani de 40 de camere, ăsta e minimum pe care trebuie să-l ai pentru o unitate viabilă de ospitalitate, ca să poți să pui un autocar în ea, în proiect. Deci este vorba de 40 de camere minim, iar caii trebuie să-i folosești ca entertainment și un cost pentru acest business de ospitalitate. Unde trebuie să ai și un restaurant, evident, dacă vrei să faci evenimente, să le dai oamenilor și un serviciu, dar să și încasezi bani. Deci asta cu 6 camere eu n-aș merge deloc pe ideea asta și cu caii cu mare grijă. Da, bine? Da, mulțumesc frumos. Spor. Mulțumim. Nu, aplauze. Bun, felicitări. Asta a fost făcută special, am repetat-o de multe ori. Ei au râs, voi ați râs, a fost bine, ați văzut, așa s-a repetat. Bun, cea de-a patra echipă este formată din elevele Bran, Elena, Teodora, Mocanu, Tatiana, Andreea, Dobre, Andrada, Maria și Cloșca, Maria. Ele reprezintă Colegiul Național Dumitru Panaitescu Persepicius și au avut ca profesor coordonator pe doamna Mirela Iordache. Liderii echipei, pentru că aici avem doi lideri, și cele care vor prezenta proiectul numit Canuca în perete, sunt Bran, Elena, Teodora și Mocanu, Tatiana, Andreea. Okay. Eu mă numesc Bran, Elena, Teodora și sunt coordonator, mă rog, liderul acestei echipe. Echipa mea este formată din Mocanu, Tatiana, Dobre, Andrada și Cloșca, Maria. Astăzi am venit să vă vindem niște nuci. O idee banală, după cum vă sună, dar în continuare o voi lăsa pe colega mea, Mocanu, Tatiana, să înceapă prezentarea propriu-zisă. Bun, haideți să începem cu o mică parte de istorie. Nucile. Până în anul 1900... Nuci, în țara noastră, până în jumătatea secolului 20, formau plantații extinse în județe. În 1940 existau aproape 4,5 milioane de nuci. Nuca românească este renumită în lume pentru proprietățile sale. Afacerea noastră, numită Canuca în perete, se naște din pasiunea produselor eco-friendly sau bio, cum mai vreți să le spuneți, și dorim să creăm o afacere astfel încât să scoatem pe piață un produs pentru confecționarea cremelor, produselor farmaceutice și nu numai, chiar și pentru alimentație. În plus, dorim să susținem un stil de viață sănătos și chiar să venim în ajutorul persoanelor care își doresc o îmbunătățire. Deoarece nucile conțin multe proteine și pot îmbunătăți memoria. Misiunea noastră este să ne dezvoltăm atât pe noi cât și firma noastră. Iar viziunea proiectului constă în valorificarea beneficiilor oferite de consumul de nuci. După cum se poate observa, pe tabel avem și analiza SWOT. Ca și puncte forte ale acestei afaceri avem prezența afacerii pe plan local și regional, profesionalismul personalului angajat și dorim ca prețul, mă rog, raportul preț-calitate să fie unul favorabil pentru toți. Și ca oportunități avem lărgirea pieței, deoarece vrem să facem față cererii, care e mult prea mare pentru o piață destul de nedezvoltată.
ca slăbiciuni avem clar, firma este la început și nu are un renume pe piață. Iar aici am mai putea adăuga și faptul că este o perioadă destul de lungă până vom ajunge la un profit, iar noi nu avem echipament performant. Ca amenințări ar fi clar modificări ale cadrului legislativ, introducerea unor noi taxe și impozite sau autorizații suplimentare. Aici am mai putea adăuga la amenințări apariția unor noi concurenți cu activitate similară și mărirea unor prețuri în arii importante. Avem un cost unitar al nucilor de 2,5 ron pe kilogram, cu un cost de vânzare de 20 de ron pe kilogram, cu un ataus comercial între 0 și 1000%, depinde de anul respectiv, anul în care ne aflăm pe piață, și cu un TVA de 9%. Proiectul nostru presupune, pe lângă achiziționarea unui teren de un hectar, vrem să delimităm această arie cu un gard destul de solid, format din un gard construit din stâlp de beton și sârmă ghimpată, pentru a putea delimita de lumea din exterior. Pe o plantație respectivă, mă rog, pe hectarul respectiv, se vor planta 160 de puieți de nuci. Nucii, după cum bine știți, au un ritm de creștere foarte lent și le trebuie măcar 10 ani să ajungă la maturitate. Proiectul este unul de foarte lungă durată și e nevoie de extrem de multă răbdare. Strategia de marketing pe care o avem este să ne promovăm produsul atât online cât și offline. Un minut. Haideți să vorbim puțin și despre cheltuieli. Nu sunt nici deloc. Se dorește achiziționarea unui teren de 9.000 de euro. Ulterior se vor adăuga cheltuieli pentru construirea gardului, sistemul de irigație, pomii și alte mici obiecte de inventar, în total o valoare de 85.000 de lei. Cheltuielile salariare pentru cei 4 oameni angajați temporar, nu vom avea angajați definitiv, vor avea un salariu de 15.000 de lei brut, vor exista în acești 10 ani niște cheltuieli neprevăzute, noi am alocat 50.000 de lei, pentru întreținerea gardului, întreținerea sistemului de irigație, se usucă un pom, trebuie să-l înlocuim și tot ce înseamnă neprevizibil. În perioada de maturitate a livezii se estimează venituri de minim 31.000 de euro, Se presupune că 2% din pomi vor fi sacrificați din cauza unor boli. 8, lemnul rejetat va fi valorificat undeva la 15.000 de 4, euro. Veniturile minime, 2, garante, 1. Garantate. Am acoperit în mare ce doream. Știi, întrebările pe care le-am pregătit au venit cu răspuns înfițuica voastră în afișul vostru, ceea ce mă bucură. Am citit planul vostru de afaceri, pe partea de cheltuieli am să las experții să vă pună întrebări. Pe mine mă interesează să știu de unde ideea unei asemenea plantații. Doi, și care este structura acționariatului? Aici nu am înțeles. Tatăl meu m-a ajutat, m-a ajutat. A avut această idee și m-a inspirat și pe mine automat. Așa. Și acționariatul. Mm-hmm. Da. Știu că este un proiect realizat în cadrul școlii, știți că este un plan de afaceri, dar dacă vreți să-l transpuneți în realitate, cum v-ați gândit voi, cei din echipă, să intrați sau care este structura voastră acționarială? Îmi pare rău, dar pentru această întrebare nu m-am pregătit. Nici o problemă. Nu scrie. Asociați, așa. Da. Asociați. Vă referiți la ce atribuții avem fiecare? Nu la atribuții. Cum v-ați împărțit voi? Aici, echipa proiectului, care sunt și scrie care sunt administratori, pe investiții, pe nu știu ce. Deci tot. Ok, bine. Bine. Probabil că v-au copleșit emoțiile. Lasă, e ok, scrie în proiect, e în regulă. Mie mărturisesc că este intrigant, mi s-a părut foarte intrigant numele companiei Canuca în Perete. După ce am descoperit care este obiectul vostru de activitate, mi s-a părut și mai intrigant, pentru că, într-adevăr, proiectul este frumos. Dar când afli că trebuie să stai 10 ani de zile până la maturitatea unui nuc,
îți cam vine să ții mintea, să o duci în altă parte, pentru că nu prea e o idee de business. Deci, din punctul meu de vedere, vreau să vă întreb așa. Bun, am înțeles că o să achiziționați un teren de 9.000 de euro, da? Așa ați scris voi aici. Mi-ați spus și că angajații vor fi temporari și așa mai departe. Ce faceți până ajungeți la maturitate? Adică în timpul în care așteptați să crească nucii ăștia 10 ani de zile, ce o să faceți? Ce-i drept, muncim. Știu, știu, e o, e o perioadă foarte mare în care la plantație nu ai ce face. Trebuie să stai să aștepți, nu poți să-i crești, nu poți să-i mărești, să-i grăbești. Bine, sfatul meu este să vă gândiți să faceți ceva în acei 10 ani de zile, să plantați altceva care are rod, cum spuneați voi, căpșuni și așa mai departe, astfel încât să aveți venituri. Mai aveți un pic de lucru la planul ăsta de afaceri, dar ca idee merită, are sustenabilitate. So, da, numele foarte fain, Nomen est Omen, so, e... Mi-a plăcut, doar având în vedere și ce au zis colegele mele, să nu devine ca nu ca în perete treaba. Așa par în acest moment, dar nu vreau să zic, am crescut în Germania, chestii pe termen lung, eu cred în acestea, da? Aeroportul din München s-a planificat pe 30 de ani de zile și fiecare etapă exact așa s-a și implementat. Se poate, dar faceți încă ceva în acest timp. Doi, având în vedere că vă spun din landscaping că noi facem asta, că vă mor din pomii o parte considerabilă, să vă asigurați că nu vor muri. Singura țară care produce pom replantați de 5 ori, ceea ce face să fie rezistenți din pepinieră, e Germania. Italia produce doar de 3 ori replantați, așa că șansa să moare, că el nu e așa de rezistent, e mai mică. So, orientați-vă și analizați bine asta cu cineva care știe din domeniu. Gândiți-vă realistic ce altceva puteți să faceți. Sunt foarte multe plantații de lavandă, în continuare funcționează. Puteți și face asta, să spunem paralel, dacă tot vreți în acest segment să vă duceți, dar mai aveți de analizat și de a fi realist cu ceea ce... Adică gândiți-vă la timpul vostru, e valoros. De acord. Ok. De acord. Elena, parcă, nu? Da. Așa. Elena... Poate vă pregătiți mai bine data viitoare cu prezentarea. Ca nu ca în perete sună funny, dar are o conotație negativă. Nu i-aș da niciodată unui brand. Am vrut să fie mai autentic românesc. Da, așa. Există o firmă de arhitectură care se cheamă Atât s-a putut și sunt foarte de succes. Exact. Deci se poate. Ești acționară? Sau? Așa. Am auzit în prezentarea voastră mai mult despre gardul de sârmă ghimpată decât despre vânzarea de nucă și foarte mult despre nucă, că devin expert în nucă și ce beneficii are, zici că am fost la un ăsta, medicament naturist ceva cu nuca. Deci business încă nu este aici, dar ați putea, like, ca să vedeți dacă cu adevărat ați vrea să fiți în afacerea asta, sunt foarte mulți care produc nucă, mai ales în Republica Moldova. Deci poți să importi nucă la un preț sigur mult mai bun decât l-ai putea tu produce peste 10 ani și să încerci să o vinzi nuca aia cu brandul tău, cu canalele tale de comunicare, că am văzut că vă gândiți și la asta, și după ce vezi că a început să-ți placă să vinzi nucă, poate te gândești să și produci. Spor! Mulțumim! Mulțumim foarte mult, mulțumesc! Mulțumesc! Bun! Ce faceți? Sunteți bine? Da, ei, da, bun! Cea de-a cincea echipă este formată din elevii Iasar Andrei Andy, Ghețu Ștefan, Văzoiu Mihnea Radu, Cloceanu Rareș, Răileanu Dragoș Iulian și Scarlet Mihai. Ei reprezintă Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci și au avut ca profesor coordonator pe doamna Ghețu Oana. Liderul echipei și cel care va prezenta proiectul Mix Sunquest este Iasar Andrei M. Cine este? Ai pece. Cine prezintă? Bartă. Dar... Ăsta a fost o intro care a rulat acum pe moment și trebuia aia, normal, să vă iau ochii, doar că nu am reușit să ne coordonăm de bine. Așa că trec direct la prezentarea PPT pe care
Stați că nu merge. Gata, a mers. Okay. Primul slide de la noi din afacere, StarQuest este fapt o platformă educațională pe care am creat-o în mai puțin de o lună și care vrea și își dorește să revoluționeze educația digitală și educația în general din România, pentru că în contextul pandemiei de COVID-19 toată lumea a suferit, inclusiv elevii, chiar cei mai mulți am suferit și a fost nevoie și încă este nevoie de o platformă educațională care să ne permită să facem ceea ce trebuia să se întâmple încă de la început. Așa cum spun aici și în primul slide, este că prima idee a fost, de fapt, prima dată când StarQuest a fost invitat și când am adus vorba de StarQuest, a fost în decembrie și am creat-o chiar cu colegul meu Ștefan din spate. Și după aceea, în mai puțin de o săptămână, în ianuarie 2023, am început să lucrăm efectiv la platformă și am început să scriem cod. Versiunea alfa a venit foarte rapid și mulțumită profesorilor cu care am colaborat, am testat-o chiar în colegiul nostru, care este și cel mai bun din Brăila. Mulțumesc! Am testat-o și colegii noștri ne-au dat foarte multe păreri și ceea ce doresc ei să îmbunătățească sau ceea ce doresc ei să vadă pe platforma noastră. Le-am luat feedback-ul în serios și luându-le feedback-ul în serios am integrat cât mai multe funcționalități și am ajuns la varianta beta care a fost lansată chiar acum 2 zile și încă o testăm. Iarăși nu merge. Ok, politica de prețuri a StarQuest, ne-am gândit chiar și la cei care au cursuri sau, sau profesorii care fac meditații și de asta avem și planul esențial, care este de 5 RON pe lună și per elev, 5 RON per elev, care permite maxim 10 elevi să fie înregistrați pe platforma noastră sub acel cont de profesor. Funcționalitățile sunt scrise chiar aici, vreau să am timp să spun tot, de asta nu o să le enumăr, dar vă asigur că sunt foarte multe. Varianta Pro este pentru cei care au cursuri, cum am și eu la Biblioteca Județeană, pentru programare web, iar cel școlar este pentru școli și pe care îl recomandăm tuturor școlilor și instituțiile de învățământ care suntem parteneri. Condițiile de desfășurare pe care le avem sunt următoarele. Pentru StarQuest trebuie să funcționeze pe niște servere pe care le închiriem celor de la Oracle, de la București. Și dacă vom avea destule fonduri, vom deschide, le vom avea pe ale noastre, astea sunt doar închiriate. Pentru desfășurarea exactă StarQuest avem nevoie de echipamente, dezvoltatorii au nevoie de echipamente, marketingul are nevoie de echipamente, toată lumea are nevoie de echipament, chiar și dumneavoastră aveți nevoie de echipament ca să-l folosiți, că doar nu facem pe foi. Iar pentru asigurarea calității, programatorii mereu vor putea să rezolve probleme pentru că folosim cele mai înalte tehnologii și marketingul mereu va putea să promoveze platforma așa cum ne dorim. Evoluția în primii 5 ani este de 458.000 de euro în primul an, iar în anul 5 vom ajunge la cifra formidabilă de 1.900.000 de euro. Prea departe, înapoi. Un minut. Ok. Da, se pare că mi-ai spus un slide. StarQuest a fost gândit chiar și pentru dispozitivele mici, pentru că am primit foarte multe reclamații de la profesorii noștri că nu le merge pe mobil și ne-au întrebat ce faceți. Așa că StarQuest a fost gândit chiar și pentru mobil și pentru laptop, desktop și așa mai departe. Deci, StarQuest poate fi folosit peste tot cu orice. StarQuest rămâne și vrem să fie un lider incontestabil pe piața de e-learning în România și ne dorim să ne susțineți. Vă mulțumesc! Să înțeleg. 1 mai, gata, toate actele în regulă, ați pornit la afacere, nu? Ați pornit la drum. 1 martie. Da. 1 martie. Da. Adică nu mâine, poi mâine. Da. Felicitări. Mulțumim. Vreau să te felicit pentru planul de afaceri. Mie să știi că mi-a plăcut foarte mult. Este puțin altfel și din punctul ăsta de vedere sunt foarte bucuroasă. Spune-mi, pe platforma voastră am văzut la un moment dat că faceți și videoconferințe. Da. Cum se produc? Tehnic.
Tehnic le generăm, fiecare profesor va putea să genereze o videoconferință cu anumiți utilizatori pe care el selectează. Utilizatorii sunt limitați doar cei pe care îi alege el și cei pe care îi are atribuit în cont. Sunt denumiți subutilizatori. Deci, videoconferințele dumneavoastră nu veți putea intra în videoconferința mea dacă nu sunteți adăugată. Corect. Deci, va fi generat mereu un link unic la care nu aveți acces pentru că avem un sistem de permisiuni foarte bine gândit și acel link va fi trimis automat pe e-mail tuturor sau SMS. Ați testat-o? Da. Funcționează? Vă asigur că da. Dana? Bine. Bine. Ok. Asigur, da. Mulțumesc. A zis probabil că doamna profesoară, nu? Nu, e mama. Ah, mai rău. Da, perfect. În primul rând vreau să vă felicit pentru carismă și curaj. Îmi place modul în care abordați cu atât de multă încredere proiectul vostru antreprenorial. În al doilea rând, o singură întrebare am. Care este avantajul vostru competitiv în comparație cu platforma AdServio? De ce v-aș alege eu ca părinte pe voi și nu AdServio? Aveți chiar în plan de afacere acest lucru, pentru că răspundem ne-am dorit. Răspundem tu public, nu toți. Deci, puteți să alegeți AdServio pentru că noi avem mult mai multe funcționalități decât are AdServio în acest moment și funcționalitățile noastre au fost gândite pentru utilizator, nu pentru bani. Bine, perfect. Da, fain, chiar mi-a plăcut, adică și ca arhitect trebuie să spun, apreciez calitatea de prezentare, de grafică, faptul că nu ați făcut doar, să spunem, un plan de afaceri content, ci l-a pus și digital ca o prezentare grafic, pentru că exact asta contează, cum te prezinți. Da? Și ai tot una șansă să fie o plăcere să te uiți și să fie concis și clar și vizual sexy. Așa că chiar felicitări pentru asta. Mulțumesc. Prezentarea ta e tonică, ai adus echipa, nu știu dacă ai fi adus-o dacă n-a fi chemată și înainte. Inițial trebuia să vină la final, doar că am zis că, imediat după ce prezentam eu, doar că am zis să vină chiar acum și ei, să-i vedeți pe toți, ne vedeți ce frumoși suntem. Ok. și la voi, întrebarea, cum v-ați gândit să vă asigurați de clienți, fiindcă, iarăși, sunteți pe administrații locale, da. Licitații SICAP, știți ceva despre tematică? Știm licitațiile, doar că noi nu avem nicio treabă cu SEAP și așa mai departe. Noi vom merge personal, chiar echipa StarQuest va merge în instituțiile de învățământ și le va vorbi cu profesorii, va vorbi cu consiliile de administrație și consiliul profesoral și le va prezenta platforma, iar dacă ei vor fi de acord, le vom ajuta școala cu instituția de învățământ să treacă... Să aplice ei. Să aplice, da, dar îi vom ajuta să se mute de pe foaie, să se mute digital, de pe catalogul normal pe care rulează acum în școli, să se mute digital, că le vom oferi tot suportul. Good. Nu știu cum este asta viabil, dar cei care ne învățământ să vedeți, pentru că în general și școlile sunt supuse același sistem. Oricum, felicitări! Mulțumim! Așa, au nevoie de aplauze, da? Da. Bravo! Mulțumesc! Andrei! Da. Mi-ar plăcea să văd business planner ca ăsta vostru, da. Așa cum e aici. Bravo! Mulțumim! Uitați, arată frumos și îl și prezintă toată echipa. Cine dă banii? Că nu mi-e clar. Cine dă banii în legătură cu ce? Cine creează ție vânzările? Vânzările și instituțiile de învățământ. Ei sunt clienții noștri. Da. Statul. Da, da. Deci tu trebuie să te duci la o instituție de învățământ, de fapt trebuie să te duci la minister. La instituția de învățământ. Ministerul încă nu are așa ceva integrat în sistem. Deci noi vom merge doar la instituția de învățământ. Sunt instituții de învățământ, este un program special acum, cu școala pilot, așa se numește, unde toată lumea, clasele de a 12-a, nu mai vin fizic la școală și vin online, de asta am și integrat funcția de videoconferință. Și prin ok, lămurește-mă că vorbim așa mult. Da. Cine a identificat de unde instituția de învățământ poate să-ți dea banii și dacă poate să-ți dea banii ție așa, pur și simplu, fără licitație? Că fără vorbim licitație. Cu statul. Da, fără licitație, cred că se poate.
Și banii e identificat? Adică dacă tu te duci astăzi la un liceu de aici din Brăila, da, și vrei, ei au câți bani ar trebui să aibă ei să-ți dea ție? Și au ei acest buget? Da, pentru că toate datele sunt publice și ne-am uitat peste ele și pentru că ne-am uitat la concurență de la Murgoce, adică la Bălcescu, acest catalog costă lunar la 750 de elevi, undeva la 3.000 de euro, 3.100, undeva pe acolo. Iar fizic? Sau digital? Nu, cel digital al nostru. Cel digital al vostru, al nostru, ok. Da. Asta ar însemna undeva la 37.000 de euro anual. Așa. Deci, iar avea acest buget, pentru că ar avea undeva la 156.000 de euro pentru alte cheltuieli. Deci eu nu sunt expert în bugetele instituțiilor de învățământ de stat. Nici eu. Dar tu ar trebui să fii. Da. Și am dubii serioase că acești bani, deci nu am dubii pe produs, da. Cred că de așa ceva are nevoie România și întreg sistemul de învățământ global. De acord. Dar de aici și până la banii care ar trebui alocați din bugetul Ministerului Învățământului pentru un astfel de proiect, e cale foarte lungă. Adică trebuie să te duci sus, nu jos, da, după părerea mea. Da. S-au schimbat mecanismul, dar ai nevoie de școală, ai nevoie de școală, nu merge. Deci mi se pare o idee foarte bună, dar foarte legată de o instituție de stat care lucrează foarte dificil cu bugetele astea inovative. Da, da, da. Succes! Vă mulțumim! Mulțumesc! Dăm și asta, te rog! Felicitări! Mulțumesc și mama care a susținut vocal. Ce-ai uitat? Ți-l dădeam după aia. Cea de-a șasea echipă este formată din elevii Ianu Bogdan, Tachir Arman, Capla Nicolae Andrei, Cloșca Raluca Andreea, Dediu Maria Andreea și Baleta David Mihai. Ei reprezintă Colegiul Național Nicolae Iorga și au avut ca profesor coordonator pe doamna Tihan Steluță. Liderul echipei și cel care va prezenta proiectul numit Curtea cu Nuci este Capla Nicolae Andrei. Cabot? Ia? Asta? Ok, să țin așa. Veniți mai așa să fiți văzuți. Asta mai multe, nu am dat, da. Îmi zic că vă duc data. 3, 2, 1, 4. Este Capla Andrei, elev al Liceului Teoretic Nicolae Iorga, clasa 11-a, și mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta proiectul nostru, Casa cu Nuci. Conform unui studiu realizat în 2016... Curtea, mă scuzați. Și gardul, da. Conform unui studiu realizat în 2017, România se află pe locul 1 la export în Europa. Fapt de unde putem să ne dăm seama că nevoia de nuci în România este destul de mare. Ca să fiu sincer, putem să vorbim un pic despre beneficiile nucilor, acestea fiind în afară de, să zic, faptul că întrețin inima și întăresc oasele, mai putem găsi o grămadă de produse care sunt foarte benefice, cum ar fi uleiul de nuci, de exemplu, care este și un pic mai ieftin și, pe lângă chestia asta, el este doar unul dintre produsele care pot fi fabricate din nuci. Două secunde, că nu cred că... Trecând mai departe, cred că o să vorbesc un pic despre aportul fiecăruia în afacere. Eu am venit cu 2 hectare de nuci, iar colegii mei cu suma de câte 10.000 de euro fiecare. Nucile vor fi luate după mai multe căutări, am dat mesaje, am căutat, ne-am interesat, în afară cât și în România, și am ajuns la concluzia că vom cumpăra din Bulgaria. Inițial am vorbit cu o firmă din Turcia, care ne-a spus că nu mai aveau nimic pe stoc și ne-au redirecționat spre o firmă partener. Prețul fiind pe puiet în al treilea an de viață de 35 de lei și 28 de bani, asta cu transportul și TVA-ul inclus. Și considerăm că ar fi mult mai avantajos să luăm de acolo decât din România, unde prețul ne-ar fi ajuns undeva la 150 de lei. Mergând mai departe, mi-ar plăcea să vă arăt planul de afaceri primul an. Desigur, pentru întreținerea acestei afaceri
va trebui 100% să avem nevoie de arat, discuit, care vor ajunge la prețul de 1600 de lei în, per total în primul an. De asemenea, butașii au nevoie de o îngrijire minuțioasă. De asta vom avea nevoie de tratamente, care vor fi 9800 de lei. De asemenea, ele vor trebui protejate, construcția de gard fiind una necesară, în care vom face o investiție de 30.000 de lei. Angajații noștri vor fi în număr de 5, administratorul, contabilul, aceștia vor fi singurii noștri angajați cu normă întreagă, restul vor fi angajați cu jumătate de normă și cu inginerul agronom vom avea un contract de colaborare. Costurile pe primul an se ridică la 215.840 de ron, iar venitul la 366.793 de ron. În al doilea an putem vedea că avem ușoare schimbări la costuri. Defrișarea resturilor vegetale va ajunge la suma de 800 de ron, dar în același timp, din vânzarea de crengi de lemn, vom obține 120 de lei. De asemenea, pentru angajați vom face un împrumut pe care îl vom recupera și îl vom da înapoi, 48.000 de ron. În cel de-al treilea an, posturile rămân constante, dar apare un cost nou, acela de angajați sezonieri, a cărui cost se va ridica la 8.000 de lei. Totalul costurilor pe anul al treilea va fi de 142.000 de lei și producția, dacă pot să fac o mică paranteză, va ajunge la 44.000 de lei și 100 de ron. Producția crește în fiecare an. În primul an vom avea 3 kg de nuci per pom, în al doilea an 6, 10, 16 și 22 în ultimul an. În al patrulea an, după cum putem vedea, tot constante rămân majoritatea costurilor. Producția crește la 75.000 de ron. După cum putem vedea, avem un deficit 10, de 6.000 de aproape 6.000 aproximativ 6. De lei, dar vom face un împrumut și îl vom da înapoi în al cincilea an. Felicit! Aplauze! De unde ideea cu nucile? Pofti. De unde Pofti. Ideea cu nucile? Ideea cu nucile, ne-am gândit că solurile noastre ne permit foarte ușor și ne-am gândit că ar fi foarte bine, pentru că știți, o livadă poate ajunge și la 150 de ani de viață. Și ne-am gândit că ar merita să așteptăm, să zicem, 6-7 ani până când livada ajunge la maturitate. Și eu am mai vorbit cu niște antreprenori care îmi spuneau că au o mare problemă vis-a-vis de pază. Ai 2 hectare, cine asigură paza? Pentru că în componenta costurilor nu am văzut incluse costurile cu paza. Să fiu sincer, colega mea s-a ocupat mai mult de această... Bravo, bravo, bravo! Nu ne-am gândit la pază, ne-am gândit... Da, așa cum... În fine. Nu ne-am gândit la pază, ne-am gândit la un simplu gard. Până la urmă ne punem pe ambele hectare 500 de puieți. Și mă gândesc că, în total, da, 500 de puieți pe ambele hectare și ne gândeam că nu se dea nimeni buzna să ne fure câte un pom în fiecare seară, până la urmă. Că sunt și grei, sunt și mari, noi luăm deja din Bulgaria la vârsta de 3 ani. Și noi îi plantăm pe sururile noastre ca să așteptăm mai puțin, ca să poată să dea roade mai repede. Mm-hmm. Nu numai cu pomul este problema, dar și cu producția. Ok, mulțumesc pentru răspuns. Bun. Sper că nu sunteți colegi cu cealaltă echipă și v-ați inspirat, nu? Pentru că nu o să pun aceleași întrebări, dar o să vreau să vă spun că n-am înțeles nimic din planul vostru de afaceri. Sunt extrem de multe date, v-aș întreba mama cărui copil sau a cărui, care mamă este economist sau ce părinte economist, pentru că într-adevăr studiul de piață a fost bine făcut, dar mi-a strântit acolo 30.000 de kilograme de date contabile, dar n-am înțeles care e obiectul de activitate al companiei și de unde vin veniturile. Bun, deci să înțeleg așa, că va fi o plantație de nuci, da. Și că o să vindeți nuci. Da. Da? Peste 10 ani. 7 ani. 7 ani.
Bine, eu zic că mai aveți un pic de lucru la planul de afaceri, pentru că încă nu este finalizat și ideea de business încă nu m-a convins. Mulțumesc! Și eu. Planul vostru de afaceri și prezentarea sunt, cum a zis Cristina, consistente, dar este foarte neclar cum ai prezentat-o. So, trebuie să fii concis și clar și scurt. Știi? Okay. Și poetul Goethe a scris cândva unui prieten o scrisoare foarte lungă și la sfârșitul scrisoarei a spus: dragă prietene, îmi cer scuze pentru scrisoarea atât de lungă, dar n-am avut timp de una scurtă. Înțelegi? Da. E greu să fii scurt și concis și să decizi cele 5 cifre care sunt nevoie și cele 5 elemente astfel încât să convingi pe ceilalți, dar asta e care este important. Doi, m-am uitat, ai zis ulei de nuci, m-am uitat, nu știu, 25 de kilograme de nuci dau un litru de ulei. Dacă mă uit la planul vostru de afaceri, dacă avem 1500 de kilograme de nuci, înseamnă 60 de litri de ulei. Nu știu, nici măcar la Mega Image de la colț merită să faceți vânzarea asta. So, eu cred că trebuie să o analizați și doi, m-am uitat la firmele care le-ați analizat foarte bine, nu arată foarte fericit profitabilitatea lor, decât cei care sunt foarte mulți ani în piață și acolo este destul de suaf ceea ce e profitabilitate. Poate analizați încă o dată și cum zicea și la ceilalți care sunt nuca în perete, uitați-vă la ce puteți face cu nuci deja comercializabil și nu cu puieți. Noi pentru al șasele an aveam un plan să ne facem o linie de ambalare și procesare. Pentru că am văzut că, deși România, cum am zis, este numărul unu la export în Europa, în 2017, au fost păreri împărțite despre ambalajul deficitar al nucilor și ne-am gândit că ar fi mai bine să ne dezvoltăm pe partea asta de ambalare, procesare. Asta e un alt business. Puteți face asta și pentru foarte multe firme care fac asta. Da. Dar atunci vă concentrați pe asta, acolo e nevoie de inovare, de materiale, da, de optimizare, dar e un alt business. Cu siguranță e un business interesant, cum a fost, de exemplu, și pungi biodegradabile, care unele firme din România au înțeles trendul și au făcut-o și e un business într-adevăr de succes. Mersi! Și eu. Bogdan. Nu, Andrei vă cheamă. Andrei, așa. Cu siguranță o să plec mai informat despre nuci de aici, de la voi. Mă bucur. Astăzi. Mi se pare important că v-ați strâns și ați creat împreună acest business plan și v-ați gândit la ideea asta și cum să o pregătiți. România, sigur, nu este o piață pentru nuci, sau asta înțeleg eu, ci înțeleg că e exportatorul numărul unu, deci nucile se vând în altă parte decât în România. Da. Poate se vând și în România, dar nu la același nivel. Deci aici sunt două afaceri diferite. Una este producția de nuci și alta este vânzarea de nuci. Da. Ca să produci nuci, trebuie să începi să cultivi, să selecționezi, eu știu, să-ți creezi plantații suficient de mare ca să ai o cantitate minimă necesară să poți să pornești o afacere. Și asta presupune experiență în domeniul ăsta. Și nu știu, nu văd la voi așa multă experiență în zona de producție. Și vânzarea pe o piață internațională presupune alte skill-uri. Ce fel de lanțuri de, eu știu, retail, cunoști tu prin Germania, Franța, eu știu, nu știu care sunt piețele externe la nuci, dar cu siguranță e un alt tip de afacere. Da. Și atunci m-aș concentra ori pe una, ori pe alta, nu pe amândouă deodată, ca să o luăm așa pe bucăți. Și doi, cu prezentarea, așa cum au spus și colegele mele, folosiți regula asta. Antrenați-vă să fiți în timp. Un minut de prezentare înseamnă o oră de muncă. Nu se citesc slide-urile la prezentare, ci tu trebuie să știi pe din afară speech-ul tău pe 5 minute, chiar dacă nu-ți merge sistemul, se blochează. Da? Succes, spor! Mulțumim! Bravo! Pe acolo, vă rog! Bun! Hai cu energie! A șaptea echipă este formată din elevii Turcoiu Victor Ștefan,
Popoacă Mihnea Petru, Tihanov Victor, Mariana Iconaru, Taflan Luisa Andreea, Moroianu Andrei. Ei reprezintă Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgot și au avut ca profesor coordonator pe doamna Stroie Olga. Liderul echipei și cel care va prezenta proiectul numit Take the Pills este Turcoiu Victor Ștefan. Succes! Ai nevoie? Tu. Perfect. Bună ziua, domnilor și domnilor! La început! Stimați profesori, mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă răspunde la o întrebare esențială. Oare ce voi auzi în următoarele 5 minute chiar contează pentru mine? În urmă cu o lună de zile, echipa mea a început să pună bazele unui proiect care să răspundă la această întrebare. Așa că permiteți-mi, vă rog, să-i prezint mai întâi pe membrii echipei Take the Pills, elevii Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoci. Iconaru Mariana, Popoacă Mihnea, Taflan Andreea, Tihanov Victor și Moroianu Andrei. Vă mulțumesc! Numele meu este Ștefan Turcoiu și sunt liderul echipei proiectului Take the Pills, un concept unic în România. Un serviciu de livrare și monitorizare a pastilelor și suplimentelor medicamentoase de orice fel. Serviciul nostru nu numai că livrează aceste produse în parteneriat cu autoritățile guvernamentale, dar și ține o evidență clară a pastilelor consumatorului în funcție de zi, de săptămână, de lună și chiar de necesitățile acestuia. De exemplu, o persoană care depinde de un anumit număr de pastile la un interval de timp nu mai trebuie să-și facă griji pentru nerespectarea acestei rutini. Folosind aplicația pe care noi o propunem, clientul își poate alege o farmacie specifică, ținând cont de locația și de bugetul său, își personalizează un plan pentru automedicație, ba chiar poate și să scaneze o rețetă în aplicație, fie pentru o boală cronică, cu prescripție pentru 30 de zile, fie pentru o boală acută, pentru 3 zile, regăsind detalii în aplicație pentru pastile distribuite. Clientul plasează o comandă care este preluată de livratorii noștri și adusă în cel mai scurt timp la ușa acestuia. Cozile din farmacie, blisterele cu pastile care au uitat să fie luate și deplasările inutile pot fi uitate. Căci Take the Pills este o nouă farmacie virtuală, digitalizată, mult mai ușor de folosit și mult mai eficientă. Ne dorim de asemenea ca afacerea noastră să funcționeze cu sprijinul marilor instituții naționale, spre exemplu Ministerului Sănătății, Colegiului Medicilor din România, marilor lanțuri farmaceutice și alte astfel de instituții care ne pot ajuta în desăvârșirea visului nostru. În primul rând, în urma analizei de piață efectuate la nivel național, am constatat că avem un concept unic în România. Existând deja firme de livrare sau de contorizare, dar niciuna care să îndeplinească ambele funcții într-un mod atât de simplu și de eficient. În plus, în sectorul farmaceutic, o anchetă derulată în cadrul proiectului Starea Națiunii pe un eșantion național reprezentativ de 1350 de persoane a arătat că 80% dintre români a cumpărat în ultimul an medicamente de la farmacie. Procentul este foarte ridicat dacă îl comparăm cu datele Eurostat precedente, unde România este prezentată ca o țară cu un consum relativ mic de medicamente, deși cererea a crescut considerabil în ultimii ani. În al doilea rând, dacă ne uităm la marile servicii de livrare, putem vedea că profitabilitatea acestor servicii este undeva între 5 și 15%, procente care se traduc în sume foarte mari de bani, așa cum a fost demonstrat deja de companiile lui Octavian Bădescu sau Tiberiu Boncu, mari antreprenori ai companiilor de livrare din România. În acest sens, vă invit să consultați inclusiv planul de afaceri la punctul 214 din a doua parte, unde aveți preconizate sume satisfăcătoare pe care le vom dobândi în decursul unui an, cu un profit în medie de 170.000 de lei în urma unei investiții a sponsorilor de 20.000 de euro. Dincolo de partea tehnică însă, compania noastră este destinată și celor neajutorați și neputincioși. De exemplu, bunica mea, fostă profesoară, acum ajunsă la vârsta de 90 de ani, locuiește singură într-un bloc de 4 etaje, fără lift. Elevii nu o mai vizitează, are copii în străinătate, dar are acces la o aplicație care poate face viața mai ușoară. Căci cu Take the Pills, comenzile pot fi plasate și de persoane aflate peste hotare. Câți dintre dumneavoastră nu s-au simțit vulnerabili atunci când au ajuns la o vârstă în care numărul de pastile și responsabilitatea administrării acestora a crescut? Cu alte cuvinte, noi putem îmbunătăți relațiile generațiilor printr-o aplicație aplicației noastre prin comunicarea virtuală realizată de oamenii de toate vârstele. În cele din urmă, vă invităm pe pagina noastră de Instagram, acolo unde puteți să redescoperiți obiectivele noastre conturate astfel. O afacere a viitorului, o farmacie digitalizată creată de noua generație, pentru noua generație, dar și pentru părinții și bunicii dumneavoastră. O afacere care depășește barierele birocratice și atinge latura umană. În realitate, veți descoperi un business 2024 creionat într-o ecuație simplă. Problemă plus rezolvare, egal implementare.
cu speranța că am reușit să punem participații pe gânduri în cel mai productiv mod, ne dorim să putem asigura prin proiectul nostru perspectivă de carieră favorabile. La final, dorim să le mulțumim tuturor celor care ne-au susținut în acest periplu, doamne profesor coordonator Olga Stroie, doamne director Mihaela Giurcă, doamne președinte CONAF Brăila, sucursala Brăila, Daniela Cireașă, pentru această oportunitate unică, membrilor jurului, evident, și publicului pentru timpul acordat. Vă mulțumesc! Bravo! Îmi cer scuze că am vorbit atât de repede, dar în spatele meu scrie maraton. Ai terminat, perfect ai terminat. Da. Nici nu s-a auzit. Nu, mă. Eu? Nu. Chiar nu mă bag în seama asta azi. Felicitări pentru prezentare, chiar că ești la maraton. Am observat în planul vostru de afaceri că a scris la punctul 2.2.9 confirmarea statutului de companie din partea instituțiilor reglementate. Ce presupune asta? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă o colaborare cu instituțiile naționale specializate care ne pot oferi o validare. Pentru că, așa cum știm, instituțiile naționale au, spre exemplu, planuri pentru micile afaceri, așa cum suntem noi, și care ne pot ajuta în desăvârșirea visului nostru, pe care îl preconizăm undeva la data din 1 ianuarie 2024. A mai primit cineva validare? Da, sunt multe companii naționale care au primit sponsorizare sau și validare și susținerea companiilor naționale. Okay. Fiind o aplicație, mă mai interesează să știu, utilizatorii sunt cei care plătesc abonamente? Da, utilizatorii sunt cei care plătesc abonamente. Adică eu, dacă vreau să-mi cumpăr medicamentele de la voi, trebuie să plătesc un abonament? Prin voi, prin platformă. Da, acesta este un abonament premium, dar avem și pastile care pot fi luate fără acest abonament și care nu mai necesită costuri suplimentare. Și vis-a-vis de DGPR? Vis-a-vis de securitatea cibernetică... Vă ajută, Dana. Da, sperăm într-adevăr să ne poată ajuta și alte afaceri care ne pot mentora într-adevăr, dar de asemenea sperăm să primim sprijinul oricărui specializat. Pentru că... Acum voi lucrați cu rețete. Cum introduceți rețetele? Rețetele se pot scana... prevedem că se pot scana pentru cod QR, dar de asemenea vrem și o colaborare cu colegiului medicilor din România sau asociațiilor medicilor de familie din România care ne pot ajuta cu aceste rețete. Mulțumesc pentru întrebare. Mulțumesc. Măi, sincer să fiu, mie ideea mi se pare inovatoare și îmi place. Dacă ar fi bibilită și pusă la punct 100%, aș investi în business-ul vostru, foarte sincer vă spun, mai ales că mai avem niște business-uri în domeniul medical și ne pricepem. Dar am o întrebare la tine. Sau, mă rog, hai să spunem o observație și o întrebare. Observația mea este că instituțiile statului, adică Casa Națională de Asigurări de Sănătate, nu va valida niciodată o companie, pentru că există o procedură și, conform legii, nu se poate să valideze o companie, pentru că asta ar însemna concurență neloială față de celelalte companii. Deci aici trebuie să fiți foarte atenți. Și doi, ce v-ați gândit să faceți cu prescripțiile medicale, cu rețetele? Pentru că, de exemplu, sunt foarte multe medicamente subvenționate pe care medicii de familie le prescriu gratuit sau nu gratuit, compensate pensionarilor sau nu neapărat bolnavilor, și care ar trebui evidențiate într-un mod deosebit în activitatea voastră comercială. Da, mulțumesc pentru întrebare. În legătură cu aceste prescripții medicale, noi dorim să avem un plan premium de implementare a acestora, în care clienții să poată să-și scaneze aceste rețete și dorim să, într-adevăr, să iasă în evidență. În legătură cu precizarea față de validarea instituțiilor naționale, într-adevăr există unele detalii de jurisprudență, să le numesc așa, care ne-au scăpat din vedere, dar sperăm că mereu există loc de mai bine, lucru pe care l-am învățat din discursurile speakerilor de până acum. Și dacă mai au colegii mei ceva de adăugat, aș fi recunoscător. Eu o singură observație am, să știi că o doamnă care are 80 de ani și care are nevoie de medicamente și are un telefon cu butoane, nu o să scaneze rețeta, trebuie să te gândești la asta. Am prevăzut și acest lucru. Avem, spre exemplu, pentru persoanele de genul sau persoanele din mediul rural, avem libratori 24 din două... Ce aveți? Avem operatori 24 din 24 care sunt disponibili și nu este de fapt nevoie de un telefon mobil, ci doar de un telefon cu cartelă la care persoana respectivă, spre exemplu de 80 de ani, poate suna și livratorul respectiv poate să opereze comanda în locul acestuia. Bun, interesant. Mersi. Felicitări pentru tupeu, că îmi place cum ați prezentat și pentru Drive și că...
vă puneți mai sus decât ceea ce este în spatele a ideii de business și este bine asta, fiindcă așa trebuie cumva să te gândești la potențialul pe care l-ai și încrederea pe care aveți, că v-ați prezentat așa women and men in black foarte bine, adică ca o echipă, faptul că ai mulțumit oamenilor și am văzut că sunt și foarte mulți care să vă susțin, adică aveți și o validare din partea colegilor, ceea ce este mișto. Cel mai important e asta, că sunt echipe care cred în tine. Eu îmi pun întrebarea totuși asta, adică cum faceți din punct de vedere legal și întrebarea mea este după aceea, cum faceți, ați avut o întâlnire cu un lanț de farmacii să întrebați, pentru că sunt de acord, nu sunt de acord. Eu am înțeles de la colegii mei că am vorbit în mașină despre planurile de afacere ale voastre. La aici am vorbit despre faptul că în mod normal, ei nu vor să-și încarce stocurile și nu vor să opereze în acest fel. Sau ați avut o întrevedere cu una din lanțul de farmacie? Într-adevăr, ne-am dus la farmacii și am întrebat într-un mod mai mult teoretic dacă ar fi dispus, spre exemplu, o farmacistă să colaboreze cu noi. Și cei mai mulți au spus de fapt că da. Într-adevăr, poate din punct de vedere legal nu este cel mai avantajos pentru aceste lanțuri farmaceutice, dar sperăm să eliminăm această reticență pas cu pas. Fain. Ștefane. Da. Vreau să te felicit. Super prezentare. Să aplaudăm excelența. Deci Ștefan sigur face bani din TED dacă nu se apucă de Take the Pills. TED Talks te mănâncă, Ștefan, pe tine. Trebuie să recunosc că aveți idee, aveți produs, aveți piață. Europa și România, din păcate, intră într-un aging market profund, adică din ce în ce mai mulți vârstnici, din ce în ce vârstă mai mare și din ce în ce oamenii mai comozi și obișnuiți și cu digitalul și cu call center-ul, dacă n-au digital. Și noi experimentăm același lucru în livrările de mâncare. Sunt clienți care nu folosesc, care folosesc în continuare call center-ul. Dar va dispărea și call center-ul, o să fie înlocuit de ceva, probabil. Deci, stream-ul de vânzări vine din abonamente, reclame și transport. Exact. Transport în sensul care... Cum? Transportul care îl plătește clientul pentru transportul... Cui plătește clientul? La livrare. Sau prin... Cine mobile livrează? Livratorii noștri. Deci tu te-a pus să închiriezi mașini, să angajezi șoferi? Nu închiriem mașini, livratorii vor avea propria mașină personală. Ne-am inspirat, spre exemplu, din marile servicii de livrare, de food delivery. Marile servicii au o problemă serioasă acolo de etică și de modul în care își plătesc șoferii. Și asta cred că trebuie să o studiez puțin. Deci treaba asta cu transportul e singura la care am semne de întrebare și îți sugerez să te îndrepți spre o platformă de tip Glovo și alții, Takeaway, whatever, cine sunt, care au deja acest serviciu și ți-l pot, nu știu dacă în toate orașele, evident, dar cu cât fugi mai tare de treaba de transport, cu atât vai fi mai, ați putea fi, că sunteți o echipă aici, bravo. Da. Nu numai el, Ștefanie. Hai să-i aplaudăm și pe ei, te rog. Vă rog. Așa. Vrei să spui ceva? Nu vreau să spun. Mulțumim mult oricum. Cu toți am contribuit mult la acest proiect și cum a spus și dumneavoastră, cum a spus și colegele dumneavoastră, e clar că mai e de lucru, dar dacă avem avântul necesar, avem sponsori, avem susținerea, cum ați văzut mai devreme, de la public, reușim să inovăm în acest domeniu. Mulțumesc! The future is now! Citer Viorel! Bun, spor vă doresc! Mulțumim. Super idee! Bravo! Mulțumim! Cea de-a opta echipă este formată din elevii Mica, Laura, Bianca, Condrus, Edward, Lebuc, Cristina și Dragu, Roze, Marie. Ei reprezintă Colegiul Național Dumitru Panaitescu Perpesicius și au avut ca profesor coordonator pe doamna Mirela Iordache. Liderul echipei și cea care va prezenta proiectul numit Equestrian Field
este Nica Laura Bianca. Sunt onorată să fiu în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta ideea mea de afacere. Planul afacerii a fost conceput alături de colegii mei de echipă. Este vorba despre Centrul de Echitație și Hipoterapie Equestrian Field. Nu știu cum se... Ok. Equestrian Field se dorește a fi un loc unde iubitorii de liniște, armonie, natură și cai pot veni să se relaxeze alături de familie și prieteni. Se adresează persoanelor de toate vârstele, inclusiv celor cu dezabilități, cu probleme comportamentale, cu depresie, anxietate sau care suferă de diverse tipuri de dependență. Voi vorbi puțin și despre hipoterapie. Caii sunt singurele animale confortabil de călărit, deoarece au mersul tridimensional și aceleași oscilații de bazin ca ale omului, de aceea o persoană cu dezabilitate merge pe cal ca un om normal. Beneficiile hipoterapiei pe plan psihic sunt foarte puțin cunoscute de către populație, dezvoltă atenția și memoria. De exemplu, în Germania, prin hipoterapie, au fost salvați de la suicid soldați veniți din teatrele de operații din Afganistan. Credem în puterea noastră de a îmbunătăți viețile oamenilor, de aceea Equestrian Field se adresează multor familii din Brăila și din județele învecinate. De asemenea, își dorește un număr cât mai mare de copii în centrul, ne dorim un număr cât mai mare de copii în centrul nostru, deoarece vrem să trezim respectul și grija față de animale noii generații. Cele mai apropiate centre de echitație se află în județul Tulcea, peste Dunăre, dar și în județul Galați, însă acestea sunt doar centre de petrecere timp liber. Nu oferă și lecții de echitație sau hipoterapie. În schimb, cea mai apropiată școală de echitație se află în județul Buzău și cel mai apropiat centru de hipoterapie se află în județul Iași. Analiza SWOT. Punctele noastre tari, locația centrului, raport preț-calitate excelent și fidelizarea clienților, de exemplu oferirea unor vouchere cadou la un abonament de 10 ședințe, vor primi 2 ședințe cadou. În schimb, punctele noastre slabe față de concurență, nu avem un renume pe piață și va trebui să investim în activități de promovare și nu avem echipamente performante. Oportunități, dezvoltarea pieței de desfacere prin diversificarea gamei de servicii în urma creșterii cererii, iar amenințările, creșterea prețului utilităților și apariția unor o să trec mai departe. Vom elabora materiale promoționale precum fluturaș și mape de prezentare pe care le vom distribui în școli, grădinițe, instituții și chiar stradal. De asemenea, vom fi prezenți prin site-ul nostru. Angajații au rolul de a avea grijă de cai pe timp de zi și pe timp de noapte, de a programa ședințe și de a desfășura activitatea cu clienții. Vom avea nevoie pentru început de 4 îngrijitori de grajduri, 3 instructori de echitație și un terapeut. Centrul de echitație va fi construit pe izlazul satului Albina, la 10 km de Brăila. Va avea 1 hectar și ieșire directă la șoseaua europeană E584, ceea ce este un mare avantaj, deoarece vom fi vizibili pentru toți cei care tranzitează Moldova, Constanța, București. De asemenea, un alt avantaj este situarea în apropierea stațiunii Lacul Sărat, care în momentul de față este în continuă dezvoltare și reabilitare și va fi un punct de atracție major pentru orașul nostru. Centrul de echitație va fi format dintr-un graj prevăzut cu 10 boxe momentan, 2 manejuri separate, unul descoperit și unul acoperit, cu nocturnă pentru a putea desfășura activitățile indiferent de vreme și o clădire prevăzută cu birourile angajaților, dar și cu spații pentru clienți, de exemplu, grup sanitar, vestiare și sală de așteptare. Afacerea va porni cu achiziționarea a 10 cai, 5 dintre aceștia preluați de la adăpostul Save the Horses din județul Prahova. Caii preluați de la adăpost sunt cai salvați de la abuzuri, care vor ajuta clienții la ședințele de hipoterapie, deoarece un cal care a fost maltratat dă rezultate foarte bune cu o persoană care suferă de depresie sau de anxietate. Prețurile noastre variază între 40 și 150 de lei, depinde de tipul de ședință și de durata acesteia, de asemenea avem și abonamente care variază între 500 și 1200 de lei. Venitul mediu anual este de 3.492.000 de lei, profitul de 2.192.304 lei, cu o marjă de profit de 62%. În viitorul apropiat dorim achiziționarea unor cai de rasă și ponei, de asemenea dorim să înființăm și o mini-fermă cu animale și amenajarea unor decoruri speciale pentru ședințe fotoprofesionale cu cai. Pe termen lung ne dorim construirea unui hotel cu restaurant de tip hambar, unde se vor organiza petreceri câmpenești și evenimente private.
Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Pot să-mi dau casca jos? Oricum, felicitări pentru prezență și pentru prezentare. Eu am o simplă întrebare, o singură întrebare. Vreau să știu și eu care este costul lunar cu un cal. Am scris în planul de afaceri... Doar hrana. Poftim? Hrana pentru cei 10 cai. Deci care cât este... poate să producă un cal? La nu, asta nu, nu. Care este costul? Cât vă costă pe voi un cal? Să-l întrețineți, să-l hrăniți, să-l... Nu știu să vă răspund sigur la această întrebare, dar cred că aș putea să fac un calcul... Nu știu, undeva la 3.000-4.000 de lei, cred. Pe lună sau pe an? Pe lună. 3.000-4.000 de lei pe lună, un cal. Cred că da. Ok, bine. Hai. Bun, din prezentarea, nu aceasta succintă pe care ne-ai făcut-o astăzi, dar din planurile de afaceri pe care noi le-am primit și le-am și citit și le-am și analizat, reiese că... clienții tăi sau ținta ta de clienți este cu preponderență în zona asociațiilor copiilor cu dizabilități sau pe segmentul acesta. Ai idee care este volumul de persoane cu dizabilități în județul Brăila? Nu. La nivel național știi? Nu. Atunci, deci tu nu ai cum să-ți voi nu aveți cum să vă cuantificați nivelul de venituri. Deci aici, din punctul acesta de vedere, aveți mult mai mult de muncă, pentru că neputând cuantifica beneficiarii serviciilor voastre, n-aveți un business. Din punctul meu de vedere, poate n-ar fi rău să discutați cu profesorul îndrumător și să schimbați planul de afaceri pe economie socială, doamna profesor, în sală? Da. Da? Știe exact despre ce vorbesc. Acesta nu este un plan de business, ci este un plan de economie socială. Mulțumesc mult! Și eu! Foarte fain că te-ai îmbrăcat în asemenea fel, ai câștigat puncte. La planul vostru, eu m-am uitat ce faceți cu cai și caii voștri lucrează 10 ore zilnic, 30 de zile. Nu, caii lucrează, fiecare cal face în jur de 10 ședințe zilnic, însă se calculează la 5 ore de muncă. Păi aici sunt suprapuse. În planul tău de afaceri ai odată 5 ore pe leisure și 5 ore pe antrenament în aceeași zi. Da. Ori 30 de zile, înseamnă 10 ore. Da, corect. Good. So, muncește ca un antreprenor, da? Ca un cal. Adică 30 de zile, 10 ore. Eu nu cred că cai respectiv vor rezista la asta. Și cred că ar fi bine, eu știu pe cel de la, cum îi cheamă, Transylvania... something, care sunt, fac și competiții, poate că vorbit cu ei odată, fiindcă ei au de foarte mulți ani business de succes și fac asta, să vedeți ce înseamnă costurile și cât poate un cal zilnic să facă, după ce mai trebuie să ai și clienții zilnic, fiindcă voi aveți un grad de ocupare de 100%, ceea ce eu nu cred că este posibil și nici în hotelerie, nici în activități, sau chiar cred că trebuie să vă reîntoarceți și să fiți realist. Și să vorbiți cu unii care fac asta. Și atunci o să vă fie mult mai ușor, fiindcă veți vedea cât te costă, cât poate, care sunt orele care se mai întâmplă, fiindcă din 10 cai, în general, o să fie apt să călărească 8. Eu știu asta de la toți care pe echitație fac ceva. Okay? So, eu cred că trebuie o revenire pe planul vostru de afaceri. E o idee faină. Puteți să găsiți fonduri într-o anumită formă, cum a zis Cristina, business social, dar aici mai trebuie lucrat. Este încă departe de a fi realist cu ceea ce puteți să faceți. Mulțumesc! Cu drag! Bianca, când mă întreabă cineva care este animalul meu preferat, răspund mereu calul. Și al meu. Da, și este un animal excepțional și... cred foarte tare în capacitățile lui terapeutice. Deci acel timp pe care îl petreci acolo este fabulos. De la
acest fenomen în sine și până la a și obține profit este cale lungă. Și toate costurile legate de cai, după părerea mea, trebuie să fie subsidiare unei alte afaceri care să îți dea ție profit. Că vorbim de restaurant, de hotel, de orice altceva care să... sau să fie cumva sprijinit de comunitatea locală, primărie, eu știu, alte instituții de tip medical care să îi ajute în terapie, fie private, fie publice. Deci aici trebuie să te uiți la cât de sustenabilă ideea ta frumoasă poate deveni. Mulțumesc! Mulțumim! Felicitări! Bravo! Felicitări! Mulțumim tuturor echipelor participante și invităm juriul să delibereze. Băgați-mi și mie puțin o muzică, vă rog. Că mai trebuie să fac o ceva. Cred că da, deliberați jos. Sigur că da. Acum, pe această muzică, dați puțin mai tare, pentru că urmează să mersim. Urmează să avem 3 invitați speciali care vor vorbi despre vocație. Mulțumesc foarte mult! Aplauze pentru juriu! Bun! Până vom afla care sunt echipele câștigătoare, mulțumesc băieți, am pregătit 3 invitați speciali care vor vorbi despre importanța vocației în alegerea unei profesii sau unui anumit traseu profesional. Îi invităm în scenă pe doamna Adriana Bogatu, profesor de limba și literatura română în cadrul Colegiului Național Nicolae Pălcescu, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și scriitor. Aplauze, vă rog! O invităm în scenă pe doamna Monica Ivașcu, actrița Teatrului Maria Filoti, cea care contribuie în calitate de trainer pentru copii și adolescenți la dezvoltarea personală a acestora de mai bine de 10 ani în cadrul atelierului de teatru Cireșari. Te pup! Și pe domnul Cătălin Nistor, antrenor de campion național la not, antrenor la Club Rai Sport & Spa și la Clubul Sportiv Municipal Brăila. Să vă spun astăzi, trebuie să schimb discursul, pentru că a fost un maraton înainte de toate al inteligenței. Mulțumim organizatorilor, mulțumim Dana Cireașă și tuturor invitaților și dați-mi voie să fiu și eu mândră ca dumneavoastră când v-ați prezentat planurile de afaceri și să vă spun că Dana Cireașă mi-a fost elevă și sunt foarte, foarte bucuroasă să o revăd astăzi în această postură. Mulțumim întregii echipe care a fost prezente astăzi și ar trebui să vă vorbesc despre vocație. Mă gândeam în timp ce am urmărit prezentările echipelor de la toate liceele că nu există un liceu mai bun decât altul, decât în clasamente neconvenționale. Brăila este pe primul loc de mulți ani. Brăila este pe primul loc și la maratonul acesta de educație antreprenorială. Mă gândeam să propun echipei de organizatori, pentru că și antreprenorii sunt părinți, nu-i așa? Să facem un maraton de educație pe care să îl prezentăm complementar maratonului de educație antreprenorială, dacă ni se permite. Pentru că, urmărindu-vă, am apreciat dezvoltura prezentării, inteligența, curajul despre care au vorbit toți membrii juriului. Da, vă trebuie curaj și elevilor mei care sunt prezenți în sală, le este simplu să recunoască ceea ce le spun întotdeauna. Fiți voi înșivă. Aveți curajul de a ieși din tipare. Lumea merge înainte pentru că are curajul sau atunci când are curajul să spargă tiparele. Sunt sigură că tot ceea ce înseamnă
sistemul educațional, care vă supără de multe ori, care nu este în acord cu ceea ce simțiți, care nu seamănă cu nimic din ce vă doriți, poate fi schimbat de voi, de fiecare în parte și de toți la un loc. Și mi-ar plăcea ca Brăila să aibă o echipă cu care să participe la un maraton de educație, cu o echipă care să arate că ideile voastre sunt mai bune decât ale generației noastre, de ce nu? Pentru că voi sunteți beneficiarii direct, pentru că voi contați înainte de toate și eu am încredere în mințile acestea scormonitoare, pline de curaj, pline de idei și de ce nu de tupeu, cum spunea doamna, da, și foarte bine, da, tupeul acela pozitiv, da, decodat de știu că vă place termenul, de asta l-am rulat. E curajul de a face un pas înainte și întotdeauna în viață trebuie să ai curajul de a face un pas înainte. Ce înseamnă vocația până la urmă? Pentru că asta ar fi trebuit să fie tema discursului meu. Vocația îți dă predictibilitate, da, în viață. Sunt sigură că odată cu acest maraton antreprenorial, foarte mulți dintre voi v-ați descoperit o vocație. Vocația trebuie cultivată. Sunt sigură că puteți să faceți asta, așa cum spunea unul dintre prezentatori, puteți să faceți asta cu sprijinul familiei, pentru că da, ați cultiva o vocație presupune susținerea celor din jur și nu doar leitmotivul pe care îl cunoașteți cu toții, trebuie să munciți, trebuie să faceți, da, trebuie să munciți, dar trebuie să fiți și susținuți în visurile voastre, pentru că întotdeauna în visul acela în care apare unul singur, nu există foarte mult succes. Visurile sunt cu atât mai frumoase cu cât sunt mai mulți în el și cu cât sunt mai colorate. Încercați, mergeți înainte, faceți altceva decât cei din jurul vostru, fiți voi valul care trage după el marea și nu invers. Nu fiți niciodată fir de nisip, da? Fiți voi întotdeauna valul și dacă valul este mai mare decât voi, nu-i nimic, aveți la dispoziție 0,003 secunde să decideți ce aveți de făcut. Adică să aveți curajul, tupeul de a ști ce trebuie să faceți ca să fiți primii. Sunt foarte mândră de fiecare dintre voi, de fiecare dintre echipele pe care astăzi le-am văzut aici pe scenă, pentru că la urma urmelor suntem foarte mândri de Brăila. Și voi sunteți mințile acelea care odată ce termină liceul își doresc să ajungă la o facultate și să plece cât mai departe. Întoarceți-vă aici! Cred că ăsta ar trebui să fie principalul vis al Brăilei, ca mințile voastre, deștepte, proaspete, inteligente, pline de idei, să-și dorească să se întoarcă și acasă. Eu încă sper că dintre voi toți vor fi și oameni care se vor întoarce acasă și vor vorbi întotdeauna, oriunde îi va duce drumul vieții, vor vorbi frumos despre țară și vor face ceva pentru ea. Și pentru Brăila implicit. Vă doresc succes tuturor și lansez colegilor mei, felicitări colegilor mei care au coordonat echipele, pentru că întotdeauna știți, noi ne-am învățat ca profesori să rămânem în urmă și să rămânem în umbră, așa cumva, felicitări colegilor mei, pentru că știm ce implică un astfel de proces și lansez provocarea de a face un maraton educațional care să schimbe fața școlii așa cum o vreți voi. Vă mulțumesc! Dacă știam că va fi așa de frumos și dacă știam că primiți și sfaturi, sincer m-aș fi înscris și eu cu un proiect de afacere, că mi-ar fi fost de ajutor. Mă bucur că suntem atât de mulți aici și asta înseamnă că ideea pe care a avut-o Dana Cireașă și ideea pe care a avut-o CONAF este minunată și trebuie să profitați de asta. Este foarte greu să vorbești despre tineri. Dar în același timp este și foarte frumos. Cred că una dintre problemele lor principale este faptul că nu sunt ascultați și că nu sunt înțeleși. Și noi, la rândul nostru, când am fost adolescenți, am trecut prin același lucru. Ne-am simțit neascultați și neînțeleși. Și am crezut că acum, la maturitate,
vom fi capabili să facem mai bine decât au făcut-o părinții noștri. E, uite că nu. Este o enigmă a fiecărei generații. Să nu ne prea înțelegem. Dar fiecare generație este diferită. Aveți alte standarde, aveți alt timp, alte puncte de pornire. Însă adolescența este un punct important de pornire, un punct important pentru viitor. Vreau să fac asta, vreau să fac asta și niciodată nu știm clar ce. Problema este așa, totul pleacă de la încredere. Încrederea în voi și încrederea că puteți. Nimeni nu o să poată să-ți dea încredere 100% așa cum îți dai tu. Și aici intervine vocația. Aici punem punct pe activitățile vocaționale. Așa cum se întâmplă și la Atelier de Teatru Cireșari, pe care îl conduc alături de Nicolas Cațianis și de colega mea Elena Andron, și unde încercăm ca bază să punem încredere. Atunci când ai forța fizică și mentală să faci un lucru, acel lucru se întâmplă. Indiferent că în jurul tău sunt oameni care spun că nu pot, că nu poți, că nu vei reuși, că e greu. Am avut astăzi dovada clară că încrederea în ce ai în minte și în suflet înseamnă concretizare. Doamna Cristina Chiriac nu ar fi ajuns să facă nici flori de ie, nici conaf, dacă nu avea încredere 100% că ce este în sufletul și în mintea ei se pot concretiza. Doamna Dogar, iar n-ar fi putut nimeni să facă asta fără încredere. Într-adevăr, generația de astăzi este sub presiunea tehnologiei, sub presiunea bullying-ului, sub presiunea societății. Avem frustrări de la vârste foarte fragede, dar trebuie să credeți în această încredere. Și asta construim la Atelier de Teatru Cireșari. Dacă e încredere, atunci putem să dezvoltăm. Întreba cineva, dar ce facem cu ce asta cu dezvoltarea personală? Din păcate, nu poți cumpăra nimic cu dezvoltarea asta personală. Nu ți aduce nimic în plus. Dimpotrivă, scoate din tine. Scoate din tine lucruri pe care poate nu le știai. O gândire mai bună, o încredere, o memorie mai bună, o ambiție, o nevoia de a fi în competiție cu cei care știu ce înseamnă să fie competiția. Nu să ne urâm unii pe alții. Contează foarte tare această încredere și provoc toți părinții să se uite mai atent la copiii lor și să-i asculte ca pe niște adulți, să le dea încredere că pot face lucruri chiar dacă nu există bani, chiar dacă pare utopic. Orice este posibil. Și în final eu vreau să vă spun așa, pentru voi tinerii îmi doresc să nu fiți ceva pentru cineva. Îmi doresc să fiți cineva pentru ceva. Aveți încredere în voi. Mulțumesc! Wow! Da. Nu vine să cred. Braila e chiar tare. Da, și foarte tare. Și până acum s-a vorbit de curaj, s-a vorbit de tupeu, s-a vorbit de ambiție, de încredere. Și ca antrenor de not o să vă vorbesc de muncă. Da, e muncă. E foarte muncă. E foarte multă muncă. Văd în sală câțiva foști sportivi de-ai mei, actuali sportivi de-ai mei. Na, vorbim noi la antrenament. Da, este foarte multă muncă. Și au fost două proiecte vis-a-vis de nuci. Trebuie să așteptăm 10 ani, 6 ani. Cam atât trebuie să muncească un sportiv. Foarte mult. Foarte mult. În schimb, să știți că toți suntem campioni. Și cei care primesc o medalie de aur, și cei care ajung pe ultimul loc. Dacă acela care ajunge pe ultimul loc învață din acea muncă, învață din acea competiție, din acel drum, să știți că drumul lui în viață este mult mai ușor. Se va dezvolta mult mai bine, mult mai ușor și mult mai corect. Vis-a-vis de curaj, tupeu
și moralitate. Sunt foarte mândru de voi și de brăileni. Acum, nu știu, mai mult. În domeniul meu avem nume mari în sport din Brăila care sunt sus și au demonstrat. Dar bravo, mă! Avem și alte domenii foarte frumoase. Cine s-ar fi gândit să facă bani din nuci? Cine s-ar fi gândit să vină cu două proiecte despre cai? E mișto. Dar ați văzut în proiectele acelea că aveam și niște chestii sociale, aveam și niște ferme de păsări pe lângă. Deci, asta ar trebui să facem cu toții. Să privim acești copii, să privim rezultatele lor și tot maratonul ăsta să fie mai mult sau mai puțin o obligație asupra noastră a adulților. Să ne oblige să-i ajutăm, să-i sprijinim, să se dezvolte. Ei au demonstrat-o de fiecare dată. Chiar și astăzi au demonstrat-o. Haideți să le demonstrăm și lor. Pentru că, mai mult sau mai puțin, m-a ascultat o grămadă de povești frumoase despre cum a reușit în afacere, cum a plecat de la zero, cum a arătat mai devreme Dragoș. Haideți ei peste 40 de ani să vină în fața noastră și să spună așa: am avut o idee, am implementat un plan, am depus un proiect, s-a aprobat, m-am apucat de treabă. N-ar fi mult mai ușor? Haideți să-i sprijinim noi, adulții, să le dăm încrederea în lor, să nu le mai punem bețe în roate și să fim acolo de fiecare dată când ei au nevoie de noi. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Îi cunosc pe toți trei și mă inspiră foarte tare și vreau să îi mai aplaudăm încă o dată și să le mulțumim. O să vă rog respectuos să mergeți înapoi în sală. Vă mulțumesc foarte mult. Să rămână. Mai băgați-mi puțină muzică, vă rog, că-mi place. Ce faceți? E bine? Totul? Sunteți liniștiți? Da? Acum mai avem puțin. Lămușim partea asta ca să ne plictisim. Am revenit. Bun. Așa. Da, vă rog, să rămână, aveau venit diplomele. Bun. Vă rog, da, stați puțin. Înainte de anunțarea premiilor, fac precizarea că toate echipele participante la concurs vor primi. Acum, fiți atenți, da? A. Din partea procesului, din partea sponsorului Upscale Smart Consulting, o sesiune gratuită de training cu tema idei de afaceri și surse de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor tinerilor antreprenori. Bun! N-am terminat! Din partea sponsorului Open Tribe, un workshop cu tema complementaritatea rolurilor în echipă și o sesiune de evaluare a inteligenței emoționale și a personalității cu interpretarea rezultatelor pentru fiecare concurent. Asta chiar, wow, aplauze! Din partea sponsorului Kids in Business, o bursă de studiu constant într-un atelier de antreprenoriat, leadership, echipă și team building. Și aici sunt puncte de suspans, dar o să fac 2-3 minute de vedere. Știți că e suspans, dar mai zic o dată și voi tăceți puțin cu oameni și... Din partea sponsorului Mega Travel Agency, Tour Operator, avem o super surpriză. Un team building organizat în luna iulie 2023 la Piatra Neamț. Excepțional! Bun! Cred că vor invidia toți colegii care s-au înscris cu proiecte și l-au abandonat până în finală. Premiile... Acum de ce vorbim toți? Așa, vă bucurați după aia. Ce-am zis ceva de ce m-am vorbit? Premiile constrânt în voucherele menționate de proces 2000 de lei de euro. Bun, acum.
Maratonul de educație antreprenorial a fost posibil cu ajutorul sponsorului. Luna Cleaning, un aplauz la fiecare. Ok, bine. Argo Security, Netspace, SolarWatts, Upscale Smart Consulting, Kids in Business, Open Tribe, Mega Travel, Poen Cafe, 104 Coffee și partener media, Obiectiv Vocea Brăilei, Radio Kiss FM Brăila, Galați. Acum e mai lung, da? Aveți răbdare. Reamintesc că Maratonul de Educație Antreprenorială este un proiect inițiat de Asociația Națională a Antreprenorilor, împreună cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF, și Winged Project, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Primăria Municipiului Brăila, cărora le mulțumim pentru deschiderea și sprijinul constant pentru proiectele CONAF. Bun! Să începem cu mențiunile. Acestea... așa se fac. Trebuie să începem cu primul întâi, că după aia treacă toată lumea, nu aia. Începem cu mențiunile, așa e frumos. Eu vă felicit foarte tare, nu vreau să... dar chiar mi-a plăcut... îmi place că tinerii gândesc și fac lucruri mai mult decât interesante. Bun, acestea vor fi acordate în ordinea inversă a punctajului obținut de la... wow, ce muzică! Parcă e... De la cel mai mic la cel mai mare. Pentru premiere, toți membrii echipei pot urca pe scenă, nu doar liderii de echipă, mă și obligă, urmează întrebarea roșie, stați puțin. Bun, așa. De aici ați. Prima mențiune, adică numărul 8, se acordă pentru participarea la Maratonul de Educație Antreprenorială Brăila 2023, echipei Canu Camperete. Haideți, vă rog! Felicitări! Nu eram pregătit pentru muzica asta, dar m-am adaptat. Bravo, felicitări! Aplauze, vă rog! Reprezentanta Argo Security, nu nimic pentru a acorda cea de-a doua mențiune. Aplauze! Pe mine m-au șocat că la 16, 17, 18 ani pot elabora asemenea proiecte. Mulțumesc tuturor profesorilor îndrumători pe care îi felicit încă o dată. În sensul ăsta mi-au venit și mie niște idei. Îmi pare rău că n-am făcut parte din juriu, iar cei care vor primi această mențiune, chiar dacă poate nu sunt de acord cu juriu, spun că singura investiție cu ghilimele de rigoare, este doar în educația copiilor. Mulțumesc! Haideți, vă rog, aplauze! Thank you.
să fiu parte activă din acest maraton, pentru că am convingerea că educația schimbă România și creează o lume mai bună pentru noi și copiii noștri aici. Felicit toți care participați, pentru curaj, pentru că da, curajul e ceea care și felicit și pe toate pe toți ați răspuns cu entuziasm. Box. Haideți! Felicitări și felicitări că sunteți printre participanții care deja câștigă din asta. Mult succes! Mulțumim! Felicitări! Mulțumim! O invit pe scenă pe doamna Florentina Savu, vicepreședinte al Donat Brăila și reprezentantă a SolarWatts pentru a acorda cea de-a patra mențiune. Bună ziua! Mulțumesc pentru introducere, Nicolae! Vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați onorat invitația. Este o satisfacție imensă pentru noi, cele din bordul CONAF, și pentru noi, antreprenorii din Brăila, pentru că ne vedem viitorul, vedem cui predăm ștafeta, vedem cu cine vom lucra. După cum a spus și Adina, toți sunteți câștigători și cred că ați înțeles asta de la Nicolas mai devreme, da? Toți veți participa la team building, da? Toată lumea câștigă, nimeni nu pleacă cu mâna goală. Dar sunteți câștigători pentru că voi faceți diferența. Voi ați fost cei care v-ați implicat, cei care, la orele de competențe antreprenoriale, ne-ați bombardat cu întrebări și cu mesaje și cu telefoane ulterior. O parte dintre voi a venit la săptămâna altfel, în vizită la SolarWatts, și ați venit la fel de însetați de cunoaștere, de descoperire. Abia făceam eu față și țineam pasul cu inginerul nostru de la tehnic când vă prezenta laboratorul fotometric și aparatura și sistemul de iluminat pe telegestiune, dar voi erați ochi și urechi, efectiv îi sorbeați cuvintele și interacționați cu ei. Bravo! Sunteți viitorii lideri! Sunt foarte, foarte mândră de voi și toate aceste premii care vă vor fi oferite reprezintă o răsplată a muncii, a implicării voastre. Vreau să vă aplaud pe toți și eu. Să zic totuși, da, cine are mențiunea. Bun, maraton de educație antreprenorială, Your Future is Now, se acordă mențiune pentru participarea la maratonul de educație a echipei Equestrian Field. Bine, haideți pe scenă! Felicitări! Aplauze, aplauze pentru... Așa, așa, bravo, bravo, bravo! Felicitări! Bun. Acum o invit pe scenă pe doamna Nina Irimia, membru CONAF Brăila și reprezentantă a Upscale Smart Consulting, pentru a acorda ultima mențiune. Aplauze! Dram de inteligență în plus, pentru că nu strică niciodată. Felicitări tuturor! Mențiunea pe care o acord astăzi, în cadrul maratonului de educație antreprenorială, este pentru echipa Danube Horses. Felicitări! Aplauze! Bine, bine, bine! Haideți că nu mai avem mult, acum urmează nebunia. Haide, felicitări!
Bun. Bun, bun, bun. Acum. Emoțiile cresc pentru că urmează premiața. Așadar, invit pe scenă pe doamna Nicoleta Munteanu pentru a anunța și înmâna premiul 3 în valoare de 1000 de lei. În aplauzele dumneavoastră, doamna Nicoleta Munteanu. Felicitări! Bun! Tot sunteți câștigători, pentru că, în primul rând, ați avut curajul să vă lansați într-o asemenea competiție, care nu a fost deloc ușoară. Și, acum, premiul 3 pentru participarea la maratonul de educație antreprenorială Brăila 2023 se acordă echipei City Break! Woo! Felicitări! Premiul 3! Încă un rând de aplauze, vă rog! Să rămână! Bun! Bravo! Bravo! Încercați să vă găsiți, să fim toți, să vă grupați, să nu spuneți. Vă mulțumesc! Pentru acordarea premiului 2 în valoare de 2000 de lei, invit pe scenă pe doamna Hildegard Helen Bradley. Aplauze! Premiul 2! Echipa de la StarQuest! Felicitări! Bine! Felicitări! Aplauze, aplauze, aplauze! Haideți, mai avem! Merită aplauzele noastre! Mulțumesc mult! And we have a winner! Bun! Pentru acordarea premiului întâi, în valoare de 3000 de lei, invit pe scenă pe doamna Cristina Chiric. Haideți, vă rog. Aplauze! Urmează premiul întâi! Emoții? Mie mi-a plăcut tare la Brăila. Vă v-a plăcut de noi? Mai vreți să venim pe la voi? Perfect, minunat! Hai să vedem premiul întâi. Bănuiesc că știți deja, Take the Pills! Woo! Bravo! Felicitări! Și felicitări. Vreau să plec oricum! Bravo. Mai zici ceva? Vreau să mai zic un singur cuvânt! Sunt tare mândră, tare onorată! Astăzi aici, împreună cu toată echipa Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Femin, am marcat o premieră. Vă mulțumesc că ați avut răbdare cu noi, că ne-ați dat încredere, dar n-ați vrea să fim aici și nu te mai ascunde. Dați un rând de aplauze, nu doar ei, tuturor, și vreau să mai mulțumesc cuiva, acelor mentori, acelor dascări care au stat alături de voi și care au avut răbdare. Așadar, dați-le un rând de aplauze și eu vă mulțumesc și sunt onorată! Bun! Încă puțin, încă puțin! Reamintesc că toți elevii participați la concurs vor beneficia de workshop-urile, training-urile, cursele de studiu și de participare la team building oferite de către sponsor. Bun, mă bucur că am putut fi parte din proiectul Maratonul de Educație Antreprenorială și vă doresc, celor care ați câștigat, să vă bucurați de premii și să faceți ca proiectele voastre să devină realitate, iar celor care nu ați câștigat azi, perseverați și vă așteptăm la următorul maraton cu proiecte câștigătoare. Eu am fost Nicolae Cațianis, ați fost minunați, vă mulțumesc foarte mult! Aplauze! Mulțumim! Mulțumesc echipei tehnice! Aplauze pentru echipa tehnică, pentru organizatori și acum o fotografie cu toți participanții. Veniți mai în față, haideți la rampă!